ziua, stimați colegi! Dacă avem prezența în sală... 33 în sală, 3 online. 3 online. Mulțumesc! Dacă sunteți de acord, declanșăm ședința. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 41 din 04.02.2022 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți în sală 33 și 3 sunt online. Pentru, având în vedere proiectele de pe ordinea de zi, au fost invitați să participe doamna Ardeleanu Lenuța, director executiv Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și directorii, șefii serviciilor, direcțiilor și serviciilor din cadrul aparatului de specialitate, precum directorul general și de la DGASPC. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordinii de zi a fost modificat prin dispoziția numărul 43, procesul verbal la ședința de 31.01.2022. Și ordinea de zi este următoarea. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2022. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului de investiție învelopare termică clădire internat C12. Ca atare supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Nu sunteți pentru? Ați votat, da? Cât e? Nu se ne spune și online. Online? Deci, din totalul de 36, 35 au votat, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Supun la vot, în conformitate cu prevederile articolului 135, alineatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte. Aprobarea procesului verbal la ședinței extraordinare de la data de îndată din 08.02.2022, proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 metri pătrați din zona drumului județean DG252B, situat în satele Buhocel și Coțeni, comuna Buhoci, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea Delgas Grid. 3. Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2,40 metri pătrați din zona drumului județean DG119D, situat în sat Orben, strada Siluzului, numărul 906, comuna Orben, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2,8 metri pătrați din zona drumului județean DG119D, situat în sat Orben, strada Siluzului, numărul 907, comuna Orben, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Grid de SA. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 59 metri pătrați din zona drumului județean DG119D, situat în sat Orben, strada Luizii, numărul 811, numărul 813, numărul 814, comuna Orben, de județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 80 de metri pătrați, amplasat în strada poligonului, numărul cadastral 84.974, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. 7. Proiect de hotărâre pentru aplicarea măsurii de urgență privind aprobarea procedurii de atribuire directă a contractului de delegare gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane pe traseele din programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Bacău, rămase neoperate pe bază de anunț public, precum și a modelului licenței de traseu, a modelului caietului de sarcini, a licenței de traseu, a criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de transport. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru?
Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobat. De asemenea, supun la vot în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8, din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect. Proiect de hotărâre privind asocierea de principiu dintre județul Bacău și municipiul Bacău în vederea finanțării lucrărilor de intervenție pentru punere în siguranță conducte de aducțiune apă, tronson baraj Uz, Grigoren, județul Bacău. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Propun ca ședința să înceapă cu aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 08.02.2022, cu mențiunea că și a doua suplimentare pe ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Astfel că la punctul 1 de pe ordinea de zi dau cuvântul doamnei secretar general. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Conform prevederilor codului administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarii unităților administrative teritoriale supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile anterior menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței Consiliului Județean Bacău Extraordinare din data de 8 februarie 2022. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat. De asemenea, dau cuvântul doamnei secretar general pentru citirea prevederilor legale referitoare la incompatibilități. În exercitarea funcției, consilierul județean are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Dacă sunt incompatibilități, vă rog, le luăm pe rând. Domnul consilier Droiman, vă rog. Nu participați la vot. Da. Am înțeles. Domnul vicepreședinte? Nu voi participa la vot la punctul 2 de ordinea de zi și la punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentară. Vă mulțumesc. Domnul consilier Grițcu? La care? Privind conducta, faceți parte din... Da, nu e o incompatibilitate. Dacă nu vreți să participați, nicio problemă. Nu reprezintă o... Da, doamna consilier județean? Da? Domnul consilier județean Cucerescu. Punctul? Mai avem incompatibilități de evitat? Dacă nu, am să trec la punctul 2, punctul cel mai important, adică nu neapărat cel mai important, dar este un punct extrem de important pe ordinea de zi, privind prezentarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean pe anul 2022. Am să rog colegii să, în spate, o să aveți o prezentare sintetică a bugetului, din care o să vedeți că partea de cheltuieli înseamnă 594.088.330 de lei. Este un buget mai mare ca anul trecut. Și, după cum vedeți, alocările pentru dezvoltarea județului sunt cifrate la undeva la 307.856.900 lei, iar partea de cheltuieli curente pentru cele, atât pentru bugetul propriu, cât și pentru cele 19 instituții din subordine,
se cifrează undeva la 250 de milioane lei. Aș vrea să dați următorul slide. Sursele de finanțare pe care ne bazăm. Avem din bugetul local aproximativ 51%. 176.853.056, așa cum bine vedeți, pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul propriu. Apoi, fonduri europene, 108.477.056, 32% buget provenit pe proiecte de modernizare, infrastructură, sănătate și digitalizare pe fonduri europene, iar de la bugetul de stat, 17%, 57.727.000. Aș dori să vedeți sumele defalcate pe priorități investiționale și așa cum am precizat și anul trecut, așa cum am subliniat și anul trecut, bugetul Consiliului Județean se prioritizează pe infrastructură rutieră, infrastructură rutieră și de transport, pentru că aici avem și bugetul aeroportului, și infrastructură de sănătate. Apoi avem investiții de interes județean în asociere și investiții noi. 76% din totalul bugetului se duce pe infrastructură rutieră și de transport, apoi 18% infrastructură de sănătate, investiții de interes județean în asociere undeva se cifrează la 2% din totalul bugetului, iar investiții noi 4% din total. Bineînțeles că investițiile noi presupune faptul că ne referim la finanțarea proiectul documentațiilor tehnice. Acestea vor crește pe măsură ce înaintăm în obținerea de finanțări atât din fonduri europene sau din fonduri proprii, în funcție de cum evoluează fiecare proiect. O prezentare sintetică a modernizării infrastructurii de transport, și aici mă refer la drumuri județene, 242, 281, 210 lei, vedeți ca și componență, iar aeroport 8.450.000 lei, din care fonduri europene 39%, 93.728.209, ceea ce înseamnă axa rutieră strategică Bacău-Neamț, 24% din PNDR-uri, 57.727.000 lei, și 90 de milioane din bugetul local, respectiv 37% din bugetul local. Modernizarea infrastructurii de sănătate. Vedeți că avem prinse câteva priorități. Reparații capitale la corp A și corp B, pediatrie. Realizarea heliportului. La primul punct avem 16.995.000 lei. Realizare heliport 17.922.000 lei. Amenajare și dotare clădire spital municipal 15 milioane. E o asociere 50-50 cu primăria Bacău, dar datorită faptului că noi suportăm dotările, ne fiind prinsă în asociere, față de totalul de 21 de milioane, așa cum arată proiectul și devizul general, 21 de milioane este asocierea, ceea ce ar însemna ca fiecare suportă 10 milioane. Noi mai suportăm suplimentar dotarea de la parter și subsol la clădirii Spital Municipal Bacău, tocmai pentru a deveni funcțională, că degeaba facem reparațiile sau o aducem în stare de a fi operaționalizată dacă nu avem dotările respective. Și apoi alte investiții în spital de 10.541.000 lei. În principal,
După cum ați văzut, am încercat să structurez cât mai bine bugetul și să vi-l prezint în, atât dumneavoastră cât și opinie publice. Aș vrea să fac câteva mici punctări pe acest buget. Dacă anul trecut DGASPC-ul a fost finanțat 8 luni de zile, acum ne ducem la o finanțare din bugetul propriu pe 10 luni și jumătate. Adică o creștere de 2 luni jumătate, ceea ce înseamnă că mi-a crescut și cheltuielile de funcționare, dacă vedeți ca diferență. Un aspect extrem de important, vreau să vedeți că preponderent bugetul se duce pe dezvoltarea județului, pe cele 3 categorii, infrastructură rutieră, sănătate și, bineînțeles, proiectele care le avem în continuare pentru instituțiile care le avem în subordine. De asemenea, după cum vedeți și după cum bine știți, o mare parte din cheltuieli de funcționare se duc pe consumul de energie electrică, gaz, pentru asigurarea utilităților, evident, ceea ce înseamnă iar o creștere a funcționalității și ne face o diferență, nu extraordinară, dar face o diferență între dezvoltare și funcționare. Am încercat să structurez cât mai bine acest buget care să fie orientat către dezvoltare și să prindem prioritățile județului în așa fel încât, după încheierea anului 2022, se vadă efectiv în dezvoltarea, în rezultate concrete în dezvoltarea județului Bacău. Dacă sunt amendamente la acest sau intervenții pe acest buget. Domnul consilier județean Cosmin Necula, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, grupul politic Pro-România vine în fața dumneavoastră cu două amendamente pe care o să vi le prezint din punct de vedere al componentei sociale, urmând ca ulterior să prezint din perspectiva temelor bugetare, exact zona de alocare, titlu și capitol. Așa cum v-am mai prezentat și alte dăți, considerăm noi grupul politic Pro-România că este important și cred că este necesar ca fiecare dintre mamele care ies din spital cu copilul nou născut să aibă un pachet informativ minimal, în urma căreia se poate să îi asigure o bună dezvoltare a copilului. În momentul de față, capacitatea de a informa a întregilor structuri în România, ne referim, este destul de slabă. Pregătirea pentru sănătate neavând un traseu organizat și nu neavând un traseu coerent. Cred că este și de datoria noastră a Consiliului Județean să asigurăm și această parte profilactică pentru cetățenii din județul nostru. Fapt pentru care vă solicităm, practic, o sumă de bani, alocarea unei sume de bani, pe care o voi detalia imediat și sub formă tehnică, pentru conceperea și producția și alocarea gratuită pentru toate maternitățile din județul Bacău a acestor carnete de sănătate pentru copiii noi născuți și pentru mamele acestor. Asta este un prim amendament. Al doilea amendament pe care vrem să-l facem și pe care vi-l prezentăm și rugăm susținerea dumneavoastră să fie prezentă, se referă la construirea două cantine sociale în județul Bacău. Am ales ca și grup țintă două comunități un pic paupere, mă refer aici la orașul Bucuș și la orașul Moinești. Putem considera de asemenea că alături de cantina socială care se va dezvolta în municipiul Bacău, reprezintă un plus social pentru locuitorii județului nostru. Cantina socială nu reprezintă doar un punct de susținere a persoanelor nevoiașe, vă pot prezenta în mod concret și la ce altceva se poate referi. Noi ne gândim inclusiv la susținerea persoanelor aflate în grupuri defavorizate, din perspectiva vârstnicilor care nu se pot deplasa. Există suficiente ONG-uri care fac, la nivelul județului Bacău, acest tip de
susținere, dar cred că unii niște cantine sociale aflate în aceste localități ar veni susținerea acestor ONG-uri care fac și alături de Direcția Generală de Asistență și Protecție a persoanei din județul Bacău, aflată sub ordinea Consiliului Județean. Practic, cele două amendamente pe care vi le-am prezentat, alocările financiare pe care vi le solicităm în momentul de față, sunt un cuantum de 35.000 de lei. Astfel, pentru carnetul de sănătate al copilului, vă propunem alocarea sumei de 15.000 de lei de la capitolul 51 Autorități Executive, titlu Bunuri și Servicii, iar pentru cele două cantine sociale, vă propunem suplimentarea capitolului C, anexa 71, documentație tehnico-economică și cheltuieli conexe pentru înființarea celor două cantine sociale, Bucu și Muinești, în cuantum de 20.000 de lei. Da? Acestea sunt sumele. Am avut o discuție cu colegii consilieri în cadrul ședințelor de comisie. Au venit din partea dumneavoastră și aceste propuneri de asociere cu respectivele boateuri în vederea construcției sau dezvoltării acestor proiecte. Nu avem nimic împotrivă, dar vrem să vă propunem în momentul de față ca aceste două obiective să fie prinse în planul bugetar al județului, iar dumneavoastră, împreună cu plenul Consiliului Județean, să decideți ulterior care va fi formula de dezvoltare a acestora, că va fi asociere sau că va fi în nume propriu, rămân să se bată. Vă mulțumim. Mulțumesc. Intervenții? Alte intervenții? Vă rog, domnul Botan. Mulțumesc, domnul președinte. Știm cu toții că una din atribuțiile Consiliului Județean este asigurarea condițiilor de creștere în nivelul de trai a membrilor comunității noastre și crearea condițiilor pentru o dezvoltare durabilă. Noi liberalii considerăm că aceste obligații poate fi îndeplinite doar prin crearea condițiilor de apariția unor noi locuri de muncă, care să fie bine plătite în domenii de activitate cu valoare adăugată mare. În acest sens, facem un amendament și care constă în completarea anexei la programul de investiții, alte cheltuieli de investiții, sursa C, anexa 7.1, Autorități Publice, capitolul 51, 0.2 studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate și alte studii. Completarea constă în 1. Parc științific și tehnologic Tehnocity Onești. Studiu de oportunitate, studiu de fezabilitate, documentație tehnico-economică cu o alocare bugetară de 5.000 de RON. Este un proiect pe care eu l-am mai propus, care se află în strategia de dezvoltare a regiunii Nord-Est, în portofoliul de proiecte al strategiei de dezvoltare a regiunii Nord-Est, și care asigură, poate asigura cercetarea și servicii de transfer electrotehnologic în câteva domenii de mare actualitate, bio- și nanotehnologii, materiale avansate, bioeconomie, energie, mediu și modificări climatice. De asemenea, un parc industrial Valea Muntelui, la fel, studiu oportunitate, studiu fezabilitate, documentație tehnico-economică, o alocare bugetară de 5.000 de lei. Un parc industrial Buhuș, cu aceleași cerințe, studiu oportunitate, studiu fezabilitate, documentație tehnico-economică, o alocare bugetară de 5.000 lei. Un parc agro-industrial Podul Turcului, alocare bugetară 5.000 de lei, un parc agroindustrial s-a scut cu aceeași alocare bugetară 5.000 de lei și un centru de transfer tehnologic agricol, Bacău, cu alocare bugetară de 5.000 de lei, iarăși un proiect care se află în portofoliul de proiecte al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est și care asigură transfer de cunoștințe către fermieri pentru eficientizarea activității fermelor. Pentru a nu fi afectată suma alocată capitolului bugetar,
propunem diminuarea cu 30.000 de lei a sumei alocate pentru poziția 12 din aceeași listă de investiții, lucrări de intervenție și reconfigurare semnalistică în județul Bacău. Pentru că, poate nu cunoașteți foarte bine proiectul, primul proiect acel parc științific și tehnologic, probabil doar cât v-am spus eu aici, președinte, mi-am permis să vă înmânez scrisoarea de intenție care a fost prezentată în Consiliul Județean anterior, în mandatul trecut, și care se află depusă și la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și a fost apreciată cea mai fezabilă și cea mai necesară, cel mai necesar proiect din regiune. Și totodată și amendamentul este și scris, să-l numesc doamne secretare. Sunt convins că veți, așa cum vă cunosc, veți aprecia și veți fi unul din partizanii acestui proiect. Acestea sunt amendamente grupului de consilieri liberali. Mulțumim! Da, domnul consilier județean. Domnul, pe dumneavoastră, da. Domnul Gavrilu. Apoi domnul... Domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați colegi din aparatul tehnic, stimați colegi de pe rândul întâi, de pe rândul al doilea și mai departe până la domnul primar vizitiu, nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, am făcut acest intro, vreau să mă ridic la nivelul, să mimez că pot să ajung la nivelul inteligenței lingvistice a domnului primar Cosmin Nicola, mă străduiesc cât pot, nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, dar eu mă simt onorat că sunt contemporan cu domnul Cosmin Nicola și pentru că am fost colegi în Consiliul Local, unde am avut foarte multe realizări împreună, pentru că și eu am fost consilier local cam un an de zile, când dumneavoastră era primar, am avut atât de multe realizări cât tufele de Veneția, știți că Veneția nu are tufe. Acum este hilar să vii în Consiliul Județean să propui proiecte pe care tu nu ai fost în stare să le faci ca primar. Și aduc aminte că era vorba despre un punct termic care a fost blocat, un punct termic dezactivat, care a fost blocat de dumneavoastră mult timp și despre care propunea să facă ori o cantină socială, ori o, nu știu, pentru bătrâni, pentru vârstnici, o chestie de zi, de, nu știu, nu mai știu exact care era, dar avea conotație socială. Acum să vin Consiliul Județean să propui astfel de proiecte pe care nu ai fost în stare să le faci, mi se pare cel puțin hilar. Și nu pot să zic că, decât că nu vreau să comentez utilitatea neapărat a propunerii dumneavoastră, ci utilitatea domnului primar. Și vreau să întreb totuși ceva tehnic, dacă în jurul acelor cantine sociale a prevăzut mochete pentru spațiul verde. Mulțumesc! Vă rog, cine mai era la intervenție? Doamna consilier. A, nu mă scuzați, doamna. Îmi cer scuze. Doamna, vă rog. Doamna președinte, doamna secretar, stimați colegi. În primul rând vreau să vă felicit pentru prezentarea profesională făcută doamna președinte. Rare ori mi-a fost dat să văd un buget atât de bine structurat. 58% din bugetul Consiliului Județean este axat pe dezvoltare și 42% pe funcționare, ceea ce pot zice că suntem printre județele performante la nivel național, pentru că dacă vă uitați și pe celelalte bugete, o să vedeți că ponderea pe funcționare este mult mai mare. În al doilea rând, în completarea colegului meu, Adrian Gaveliu. Asta v-am zis și eu să zic. De ce nu s-a făcut cât timp
2010, nu s-a făcut nicio cantină socială în municipiul Bacău. E ușor să vii să propui Consiliul Județean să facă alții decât să demonstrezi asta, arată neputință. În al doilea rând, am auzit aici propuneri de vreo 5 parcuri industriale. Propuneri făcute cu un amendament de 5.000 de lei pe fiecare parc. Să-mi fie cu iertare, de experiența domnului Olteanu. Dar în momentul în care facem o propunere de un parc industrial, trebuie să ne gândim și la alți factori. Trebuie să ne gândim la terenuri, trebuie să ne gândim la angajați, trebuie să ne gândim la proiecte, nici măcar studiul de fezabilitate nu costă 5.000 de lei. Vă mulțumesc frumos, vreau să vă felicit încă o dată pentru prezentarea bugetului și v-aș propune să votăm în forma prezentată de dumneavoastră și gândită cu aparatul de specialitate și jos pălărie pentru efortul depus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul consilier Dețean, de la cuvântul doamnei consilier Dețean, Mărăcica Coșa. Domnule președinte, am urmărit cu atenție prezentarea bugetului. Într-adevăr, v-ați gândit la capitole importante pentru cetățenii județului, nimic de zis, bine structurat, dar ținând cont că astăzi pe ordinea de zi, avem o asociere de principiu cu municipiul Bacău pentru rezerva de apă. Nu am văzut acești bani prinși în județ și aș vrea să știm de unde luăm banii, pentru că toți ne-am confruntat cu lipsa apei din ultima perioadă, ba mai mult n-am putut ține ședințele de Consiliul Județean pentru că ați fost foarte prins cu această criză și am văzut cu toții. Cred că astăzi vom vota această asociere, chiar dacă am văzut că este de principiu, dar trebuie să știm și de unde luăm banii și cât de repede se poate rezolva această problemă. Mulțumesc! Stați un pic, am făcut un tur. Un drept la replică, nu știu. Da, nicio problemă, o să vă dau dreptul la replică. Intervenienți. Mi s-au adresat niște întrebări, nicio problemă, eu o să le răspund pe rând, o să răspund și doamnei și noastră și domnului Cosmin Necula în ordinea cum s-a adresat. Dacă nu mai sunt pe aceeași problemă, alte, da, ați ridicat și după aia urmează domnul vicepreședinte Gelu Panfil. Vă rog, domnul consilier Bârbu. Da, vreau o intervenție scurtă, punctuală, legat de la capitolul autorități publice la studii, pretexte, construire, terminal multimodal Bacău. Într-adevăr, un obiectiv foarte important și mă scos mă foarte mic, adică 10.000 de lei la faza studiului, adică aș fi considerat dacă găsim soluții împreună de a aloca o sumă mai mare. De asemenea, am iar o intervenție punctuală la lucrări de intervenție la Casa Alexandrii. Este vorba de 100.000 de lei. Nici mai fiind nou în Consiliul Județean, nu știu exact stadiul care este, dar mi se pare mult, având în vedere că este un obiectiv important cultural pentru comunitatea bacăuană. Dacă ne puteți da explicații pe acest lucru. Obiective care mi se pare importante, prinse tot așa cu sume mici, și am văzut că realizarea unui campus universitar și de IT este lăudată ideea, dar ca sume, la fel, dacă ne propunem ca aceste obiective să devină prioritare, să acordăm niște sume mai mari. Un centru cultural multifuncțional. Dacă nu puteți da niște detalii, mi se pare iar un obiectiv important pentru zona culturală a Bacăului. Care acestea ar fi pe scurt intervenția mea. Mulțumesc. Urmează domnul consilier Județean, domnul vicepreședinte Panfil. Da, mulțumesc, domnul vicepreședinte. Referitor la amendamentul domnului Olteanu cu parcurile industriale.
Eu tot am o discuție asta de vreo 12 ani, cred că, în Consiliul Județean și am pretenția că urmăresc atent ceea ce se întâmplă. Mi se pare puțin neserioasă această propunere și o să vă spun și de ce. Pentru că nu vorbim de unul, nu vorbim de două, vorbim de 5 sau 6 ofițeri de parcuri, mă rog, tehnologice, industriale după caz, adică vorbim de Onești, Valea Muntelui, undeva la Măinești, Bucuș, Podul Turcului și Pacă. Cred că discuțiile astea nu trebuie să le facem doar în ședință publică ca să ne auzim. Lucrurile astea sunt, pot fi, nu sunt, pot fi foarte serioase, dar nu în modalitatea asta de exprimare. Vă rog să mă iertați, eu nu cred că putem face sau da drumul la așa ceva de punând în dosar într-o ședință. Există viața de consilier județean și între aceste ședințe și dumneavoastră aveți experiența necesară ca să știți că lucrurile astea se pot discuta între ședințe. Nici nu mă vreau să mă gândesc ce o să facem cu atâta tehnologie și atâta industrie, vă dați seama. Există nici o zonă urbană neatinsă, am văzut că a rămas doar pe Bucla, care a fost neglijată. Dar, repet, mi se pare neserioasă pentru că 5.000 de lei de fezabilitate și tot ce a spus dumneavoastră, domnul Teamă. Deci, eu cred că treaba asta, lucrurile astea, mai ales că la Onești este foarte bine că există discuții și noi acolo avem un to-do list foarte atent și ne ținem de el, nu zice la zona și nu ne facem asta, avem niște pași foarte bine structurați și sunt discuții la Onești destul de avansate pentru înființarea acestui parc industrial, atât cu autoritatea locală, cât și cu agenții economiei din zonă. Dar, repet, cred că o asemenea discuție trebuie să fie una serioasă, nu doar așa de a ne auzi la televizor. Mulțumesc. Da. Alte intervenții, vă rog. Acum o luăm în sens invers. Domnul consilier județean Necula, care a ridicat înaintea noastră, îmi cer scuze, dar respectăm ordinea de prioritate. Vă rog, domnul consilier județean. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să intru în vreo polemică, sub nicio formă, cu cei care se întrec în atacuri personale la adresa mea. Se subscriu probabil unii din directoare și nu vor să-și rateze un alt loc. Dar eu am vrut să completez amendamentul pe care l-am făcut, în sensul următor, pentru a fi și mai tehnic, pentru a nu exista vreo interpretare, în sensul în care, pentru documentațiile tehnico-economice și cheltuieli conexe, pentru înființarea celor două cantine sociale, repet, în Bucuș și Moinești, nu în Bacău. Vom solicita această sumă de 20.000 de lei și concomitent cu reducerea celor 20.000 de lei de la capitolul studii de fezabilitate, de prefezabilitate, poziția numărul 6. Vă mulțumesc foarte mult, iar ca și mențiune, Pro-România are un proiect similar în municipiul Bacău, care este într-un stadiu mult mai avansat, în acel punct tehnic care a fost deja amintit și care este la etapa de realizare. Domnul consilier Jăcean, votăm. Mulțumesc. Remarcele colegiului, eu îndrept la replică aici pentru că mi s-a spus numele. Remarcele colegiului pun pe seama lipsă de experiență și am numit partizanat. Pentru că n-am făcut decât să respect același format în care era proiectul de buget, lista de investiții. Da? Văd aici partea IT universitar, documentația tehnică economică, preconexe, 10.000 de lei. Se poate face cu 10.000 de lei? Nu. E o tehnică pe care o știm cu toții și o acceptăm, aceea de a prinde o poziție bugetară pentru un eventualitate a apariției unei finanțări europene, să existe poziția bugetară și să poată fi imediat atacată proiectul. Asta este tehnica. Cât despre faptul că sunt 5, 6, Consiliul Județean Iași și-au propus nouă parcuri industriale. Primul deja este edificat, au trecut la execuție. Parcul de scandă, dacă vă interesați, 40 de hectare. Nu e mult, nu e puțin, există. Noi am avut în vedere o acoperire a întregului județ, dacă observați. Cât despre Onești, domnul Pamfil, a spus la ședința de
la dezbaterea privind strategia integrată de dezvoltare urbană. Și ați văzut acolo că un investitor, cel care a cumpărat fosta societate Calom, s-a oferit să pună la dispoziție clădirea fostului Institut de Cercetări Chimice, ICCHIM, pentru acest parc științific și tehnologic. O clădire în care lucrau 500 de oameni, 500 de cercetători oameni buni înainte de 89, care a fost destinat aceste activități. Deci este cât se poate de serioasă această propunere. Și eu nădăjduiesc că după ce domnul președinte va citi acea scrisă de proiect, nădăjduiesc că va fi unul din partizani, cum spuneam înainte. Și dacă tot spuneați despre seriozitate, cred că n-ar fi lipsit de eficiență la pentru actul nostru de deliberare, ca atunci când facem aceste propuneri, să venim și cu o fișă de proiect, o schiță de fișă de proiect. Că văd aici, PAC IT Universitar și atât. Unde este alocat, unde este localizat, nu știm nimic. Campus Universitar, bănuim în zona universității. Deci ceva detalii, cred că ar trebui o mică schiță de proiect, domnul președinte. Da? Cred că ar trebui să fim mai serioși și mai aplicați. Să ne dorim mult, nu cred că este de condamnat. Nu o facem pentru că putem, avem diverse tribune în care putem să ne spunem proiectele. Aici era momentul pentru că era dezbaterea proiectului bugetului. Acum apăream în presă cu un interviu, spuneam, noi vrem să facem 5 parcuri industriale, 100. Nu? Și tot pentru același, presupun, pentru același electorat că făceam. Nu, noi facem cu cele mai bune intenții, ne dorim dezvoltarea județului. Ne dorim să fim, să recâștigăm acel loc care am avut în cadrul economiei naționale. Iar Oneștiu are aceste condiții, domnul vicepreședinte. Acolo ați crescut, sunteți unul din beneficiarii muncii de pe cele de pe șapra domnului industrială. Mulțumesc! Să dau cuvântul domnului vicepreședinte Pantin, să-ți apomeniți. Doar, apropo de seriozitate, eu am niște amendamente de tot domnul Olteanu, pentru că acest cuvânt este unul destul de greu, da? Care responsabilizează și apasă orice persoană. Noi trebuie să vorbim de seriozitate și nu dumneavoastră, pentru că eu nu am uitat și nu pot să uit că acum un an și ceva, un an jumate, conducerea Partidului Național Liberal de atunci ne amenința cu supraimpozitarea platformei industriale cu 500%. Și asta, eu înțeleg, nu a zis dumneavoastră, așa este, nu a zis dumneavoastră, dar a zis conducătorul Partidului de atunci. Ori n-am vrut să zic la ședința trecută, că iar așa am discutat despre platformă. Înțeleg, sună bine, dar dumneavoastră ați luat din context numai ceva convenit. Eu am spus cu asemenea propunere apare de serioasă pentru următoarele considerente. N-ați dezbătut decât chestiunea bugetară. Restul, nu poți să vii într-o ședință și să propui 6 parcuri industriale. V-am știți vorba maxim 6. Nu așa să faci. 2. Aveți posibilitatea și ușile deschise la Consiliul Județean. Iar n-ați subliniat treaba asta. Păi, dar și dumneavoastră v-ați gândit așa la treaba asta. Eu v-am zis că de 12 ani au avut această discuție. Iar în ceea ce privește Oneștiu, știți foarte bine că lucrurile acolo se mișcă și se mișcă în direcția bună. Eu nu spun că este suficient sau că nu putem face mai mult, dar haideți să le facem serios. Și repet, acest cuvânt, seriozitate, este un cuvânt greu. Așa ne auzim în ședință, facem amendamente, plecăm acasă, aceste amendamente le-am mai auzit și acum 4 ani, și acum 8 ani, și acum 12 ani. Nu așa se fac lucrurile. Mulțumesc frumos. Da, mulțumesc, domnul vice. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Aș vrea să le iau într-o ordine de priorități. De departe, cea mai pertinentă intervenție a fost a doamnei consilier județean Maricica Coș. Într-adevăr, a pus o întrebare care e corectă și se referă cu adevărat la buget. Dom'le, dacă vreți să faceți asociere, cum prindeți în buget acest lucru după ce aprobați bugetul?
Și de asta am să-i răspund doamnei consilier județean. Evident că această necesitate a apărut după structurarea bugetului. A apărut de ce? Pentru că nu este în sarcina județului. Județul nu are proprietatea conductei, județul nu are obligativitatea să pună în siguranță conducta, județul se referă la toate cele 92 de localități, orașe, municipii, ca atare nu poate concentra banii într-o zonă în care trebuie să facă municipiul Bacău. Municipiul Bacău are un buget de undeva aproape 800 de milioane, județul are 590, așa cum ați văzut. E corectă întrebarea și am să și răspund. De asta este acord de principiu și am să explic la momentul oportun, în momentul când am să prezint situația, de unde, ce și cum putem să prindem bani. Vă răspund doar atât. Avem asocieri, în cadrul asocierilor, putem detalia acest lucru în condițiile în care municipiul își dorește punerea în siguranță a conductei. Avem unde să introducem acest lucru pe parcurs, această solicitare, această asociere pe parcurs, pentru că noi avem un buget de asocieri în care, în funcție de oportunități, o să vedeți că tot în fața dumneavoastră o să vin, să aprobăm asocieri cu alte localități din județul Bacău, care nu sunt specificate acum. De asta cred că nu reprezintă o încălcare sau o neconformitate că prezentăm la final proiectul nostru de hotărâre prin care solicităm sau ne exprimăm acordul cu municipiul Bacău pentru punerea în siguranță a conductei, deși nu ne-a fost solicitat ajutorul. Noi ne manifestăm această intenție. Cam asta este răspunsul la întrebarea doamnei consilier județean. Mai aveți ceva de... Nu? Mulțumesc. Acum să luăm... Da, eram în expunere. Eu n-am întrerupt pe nimeni. Dacă doriți... Nu. Nu, am zis că răspund la toată lumea pe punct. Deci, domnul consilier județean Cosmin Necula a ridicat două amendamente, care, bineînțeles, o să le supunem la vot. Unul se referă la carnetele de evidență pentru maternități. Eu vă spun că nu este necesar să facem acest amendament. Este inutil. Este suficient ca aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean să facă un referat de necesitate și noi, din fondurile de cheltuieli materiale, putem finanța acest lucru fără să mai modificăm structura bugetului în mod special, pentru că ele vin pe cheltuieli materiale. Nici n-ar trebui să o facem prin amendament, ci doar ca o sesizare. Deci, ca atare, structura de specialitate va face un referat prin care se va aproba acest lucru. Nu mai este nevoie de amendament. 2. Referitor la cantinele sociale. Ați propus două cantine sociale în zona Buhuș și în zona Moinești. Eu vreau să vă spun un lucru. Bugetul județului a fost lansat în dezbatere pe data de 12 ianuarie. Referitor la seriozitate vorbesc. Și aici mă refer la toți colegii noștri care au venit cu amendamente în cadrul ședinței. A fost lansat pe data de 12 ianuarie. În această perioadă, dumneavoastră, cât și cetățenii județului Bacău, puteți să faceți amendamentele așa cum vi le doreți. Sau cum prevede și legea. Se pot face amendamente în ședință și se pot aproba, dar o să supunem aprobării, așa necesitatea și oportunitatea nu poate fi luată deliberativului, din contră, dar care să fie fundamentate legal. Cum am putea să prindem noi 200, cât ați cerut? 20.000 pentru două cantine. Pe ce bază? Aveți cumva un studiu de fezabilitate,
un proiect, o fișă de proiect, tot spunea domnul consilier județean, acestui lucru, un spațiu identificat, ar trebui să... Deci nu reprezintă o problemă, dar eu nu v-am întrerupt deloc, că ați văzut că am avut răbdare, am ascultat pe toată lumea și aș vrea să aveți exact același lucru așa cum l-am avut și eu. Nu, dacă vorbim de seriozitate în Consiliul Județean, trebuie să vorbim și de modalitățile corecte cum trebuie să făcute modificările în buget. Cum ar putea să prindă doamna director economic o investiție în cadrul bugetului fără să am o documentație în spate? Cum am putea să facem lucrul ăsta? Și mai mult decât atât, știți foarte bine că ați fost primar 4 ani de zile, cam care sunt principiile bugetare și principiile de formare a unui buget. De asta mă așteptam la dumneavoastră la mai multă acuratețe, nu de unde luăm banii și cum îi punem, ci modalitatea tehnică de construire a unui buget, care este cu totul altceva. Că așa putem să luăm de oriunde, dar nu putem să punem în aplicare acest amendament din punct de vedere tehnic. Credeți că este de ajuns doar de pune, solicitarea verbală într-o ședință de Consiliu Județean prin care noi să luăm notă și să modificăm imediat bugetul și în spate ce se află? O intenție. Am înțeles că partea populistă de cantină socială sună foarte bine, dar eu cred că noi toți de aici nu trebuie să devenim demagogi și populiști. Trebuie să aplicăm concret reguli de dezvoltare și principii de dezvoltare a județului. Acest buget este construit pe dezvoltare. Pe zona socială avem cei mai mulți bani repartizați din buget. Gândiți-vă că suntem undeva, dacă nu mă înșel, undeva 57 de milioane alocat către zona socială. Haideți să echilibrăm zona socială cu zona de dezvoltare. Pentru domnul consilier județean Oltean. Grupul Liberal, dar am văzut că a mai vorbit și domnul Bârzu, cred că o să vă răspund în comun, ca să nu fie nicio inadvertență. Pentru parcurile industriale care dumneavoastră le-ați propus, o să transformăm județul Bacău numai în parcuri industriale. Nu mă deranjează. Este foarte bine, reprezintă un motor de dezvoltare. Dar același lucru vi spun și dumneavoastră, aveați posibilitatea să depuneți acest amendament sau propunerea noastră pe data când s-a publicat bugetul. Să zicem că nu reprezintă o problemă acest lucru, ați ridicat, ați venit cu un document scris din 2017, știți foarte bine că trebuie actualizat, dar pentru a realiza parcuri industriale care să nu stea în paragină, tocmai de asta vă răspund și la întrebarea noastră referitoare la faptul că am trecut acolo un parc, dar nu știm unde, nu știu cum e amplasat. Același lucru vă întreb și prin noastră. Unde sunt terenurile? A cui sunt? A cui proprietate? De asta este prinsă o poziție acolo referitoare la parc industrial, prin care, în primul rând, noi trebuie să facem un studiu de oportunitate pe zone. Asta este procedura care trebuie făcută. Ca să vedem dacă se pretează pe zona de est. Mă interesează, într-adevăr, să facem un parc industrial. De asta e prinsă ca poziție și o sumă care poate fi rectificată ulterior în funcție de necesități. Toate aspectele pe care dumneavoastră le-ați spus acolo sunt prinse în buget. Cu o sumă care să ne dea posibilitatea să o rectificăm pe măsură ce înaintăm cu proiectele. Că sunt 3, că sunt 2 parcuri, în funcție de cum iese studiul de oportunitate. Studiul de oportunitate, în primul rând, arată unde sunt zonele pretabile pentru dezvoltare, pentru parcuri industriale. Că e zona aeroportului, că ne interesează, este un puț și ar trebui să mergem pe parc industrial în zona respectivă să devină un al doilea centru de dezvoltare
și pentru municipiul Bacău. Că e zona de est care e cea mai, să zic așa, mai vitregită de forță de muncă și de dezvoltare, cred că se impune crearea unui parc industrial și atragerea de investitori. Că e zona Onești, sunt perfect de acord că și în acea zonă trebuie dezvoltat un parc industrial. Dar pentru faptul că nu putem să facem doar propuneri care să moară în sertare sau să rămână pe undeva suspendate doar ca intenție, ca să aibă finalitate, trebuie să mergem pe lucruri concrete. Și un lucru concret, știți ce înseamnă? Studiu de oportunitate. Facem studii de oportunitate, vedem unde se pretează, nu unde le considerăm noi că se pretează, ci unde mi-mi dă specialistul că se pretează. Nu pot să vin eu să spun aici, poate ar trebui să facem un parc, de ce nu, eu știu, pe Valea Muntelui, în zona Ghimeș, un parc industrial. N-am de unde să știu, nu am toate datele la care să fac referire în momentul când fac o propunere. Ca atare, pe de o parte, este prins în buget realizarea parc industrial și cred că în două puncte, plus că și zona de cercetare-dezvoltare n-a fost uitată, dar care se va mișca în funcție de studiul de oportunitate. Domnul consilier județean Bârzu, nu am înțeles ce ați vrut să spuneți construirea terminal multimodal. Dar cred că acum înțelegeți că în primul rând, o avem ca și capitol, o avem ca și capitol, o avem ca articol, ca punct în buget și nu poți să prinzi o sumă prea mare, să blochezi o sumă prea mare într-un buget, decât în funcție de evoluția proiectului. Noi avem cheltuieli foarte multe și avem proiecte în derulare foarte multe, ca atare nu putem să venim și să blocăm niște sume de bani pe anumite zone doar cu gândul că le vom cheltui cândva. Contează extrem de mult execuția bugetară pe care o facem și dacă proiectele sunt viabile sau nu. 2. Casa Alexandrii. Casa Alexandrii este... Am refăcut tot ce înseamnă documentația, am răspuns... am mai fost interpelat din punctul ăsta de vedere. Am modificat documentația așa cum a cerut Ministerul Culturii, așteptăm aprobarea Ministerului Culturii, avizul Ministerului Culturii, pentru a demara proiectul tehnic, nu? Proiectul tehnic. Pe de o parte, dar pe de altă parte, să știți că am lansat pe un proiect această lucrare, acest obiectiv, care să ne asigure finanțarea. Așteptăm răspuns. Nu neapărat, este un proiect care se duce prin Ambasada Americii care să ne ofere o finanțare din punctul ăsta de vedere, se încadrează ca și linie de finanțare, sperăm să avem răspuns pozitiv, mai ales că există un interes major din mai multe zone de a se, și nu numai nostru ca și aparat tehnic sau ca și aparat executiv. Nu este uitată în proiect, indiferent ce sumă este prinsă acolo, noi sperăm să obținem finanțare europeană și o mare parte dintre proiectele pe care dumneavoastră le-ați văzut acolo, prinse. Pentru fiecare avem identificată câte o sursă de finanțare, fie că e buget local, fie că sunt fonduri europene sau nu numai. Sper că n-am uitat pe nimeni în prezentare sau în explicație. O să vă dau cuvântul, domnul consilier județean. Dacă... Da, da, nu, a cerut domnul consilier județean Necula. Vă rog, domnul Necula. În momentul în care a venit în fața dumneavoastră și a colegilor mei o documentație,
legislație, pe carte de cursuri, un amendament scris în cadrul comisiilor. Am menționat foarte clar și a spus și dumneavoastră în plen, că mă refer la documente, da? Tehnico-studii, tehnico-economice, pentru a putea identifica locații, zone, spații. Pe de altă parte, consider, așa cum este normal și așa cum s-a întâmplat în orice autoritate deliberativă, amendamentele se pot face până în momentul adeptării. Și cred că este corect în această perspectivă. Pe de altă parte, domnule președinte, se consideră populist că a ajuns bătrânul într-o anumită comunitate sau comunități în Europa, nu cred că e tocmai comportamentul meu. Că nu mă interesează să scrie numele meu sau a altcuiva acolo. Să scrie doar Consiliul Județean, să scrie poporul din județul Bacău și cum. Pe de altă parte, cu privire la canetele de sănătate, nu de evidență, cum a spus dumneavoastră, are copii, bă. Eu mă bucur că dumneavoastră le veți face prin intermediul Consiliului Județean. Am venit cu acest tip de amendament, deoarece am mai avut această discuție anul trecut. Și discuția pe care am avut-o a rămas în cheia în care urma să se întâmple ceea ce ați propus acum dumneavoastră. Adică Consiliul Județean pentru un simplu referat. Considerați din partea mea și a colegilor mei din Pro-România doar o nouă rugăminte, nu un amendament în adevăratul sens al cuvântului, dacă dumneavoastră considerați că este mai oportun așa sau mai bine. Intenția noastră este doar ca aceste carnete de sănătate ale copilor să ajungă la beneficiar. Nu contează cine le face și cum. Eu vă mulțumesc și vă rog să nu interpretați în nicio formă ca un gest de antagonism politic împotriva dumneavoastră sau ca vreun posibilitate de drept la replică împotriva noastră. Departe de mine acest lucru, nu am o platformă acum de dezbatere politică sub nicio formă. Aici nu e politic. Ar trebui să fie doar administrație. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul consilier Județean. A venit la cuvântul domnului consilier Județean. Nichi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, aș vrea să vă spun câteva cuvinte din partea unui consilier județean, adică Marcel Lichin. A venit cu mare drag astăzi la ședința care se ține în acest moment, pentru că nu ne-am văzut de mult timp. Și am văzut și bugetul, toate bune, rugămintea mea la toți. Deci nu vorbesc din partea mea politică. Din partea mea toți consilierii județeni, domnul președinte, domnilor vicepreședinți. Haideți să terminăm cu meciurile astea între un coleg dintr-un partid și celălalt. Haideți să terminăm cu ăla a făcut, ăla n-are voie să facă. Îl lăudăm de la care, știu eu, grupul mai puternic, ăla o îi dăm peste nas. Cetățenii o să ne taxeze cu minus și pe cel care îl spurcă pe colegul lui și pe celălalt care, știu eu, mai stat și tace. Haideți să lucrăm pentru cetățenii județului Bacău. Să terminăm cu discuțiile și cu meciurile astea între noi, pentru că aici suntem o echipă. Consiliul Județean Bacău cu președinte și cei doi vicepreședinți. Haideți să facem lucruri bune pentru județ și să terminăm cu meciurile. Că eu am un proiect mai valoros, că haideți să-l luăm pe toate în seama. Hai să-l discutăm frumos. Nu ca tău de 7 ani, 10 ani, că eu am nu știu ce. Că nu e frumos pentru Consiliul Județean. Fiecare dintre noi o să suportăm consecințe, punctaje mai slabe, dacă ne comportăm așa. Mulțumesc frumos și cred că o să las pe astăzi, domnule președinte, atitudine un pic mai, nu știu, dură, un pic mai elegant, ca să zic, da? Mulțumesc frumos. Eu credeam că au reușit să fiu elegant cu dumneavoastră de fiecare dată. Da. Trebuie să foarte mult să dau. Deci, da, totuși, masca trebuie să o pun. Da, mulțumesc, domnule. Nu puteam să vă spuneți ceva, că asta e prieteni. Deci, chiar acum am zis, hai să termină.
Deci, sala e 20 de metri. Nu te amați? Deci. Eu v-am păcat să te mai mulți. Domnul... Dați-mi și mie microfonul. Da? Mulțumesc. Mai e cineva care să se înscrie? Da, haideți totuși să răspund eu, domnul consilier județean Olteanu. Nu ați să ridicați nicio problemă, vă dau cuvântul, dar totuși trebuie să respectați și mie dreptul de a răspunde domnului Necula, deși nu vreau să... Da? Domnul consilier județean Necula, vă aduc la cunoștință că întrebarea retorică nu necesită răspuns. Nu ați afirmat că eu am dat niște întrebări retorice, deci, ca atare, nu necesită răspuns. Asta așa din punct de vedere al precizărilor... care nu are conotații politică sub nicio formă. Al doilea lucru, eu am făcut afirmația în felul următor, că propunerea noastră este populistă. Construirea de cantine sociale sub nicio formă. Modalitatea în care ați prezentat această propunere, care în acest moment nu poate fi prinsă în buget, decât dacă dumneavoastră veneați cu un proiect care să-l depuneți în perioada dintre 12 ianuarie de când ați avut timp și dacă vă gândeați cu adevărat la cei bătrâni și la cei aflați în nevoi, aveați posibilitatea să faceți acest lucru. Dar să veniți în Consiliul Județean, să ridicați așa ca o propunere scurtă, dar nepolitică, să construim și niște cantine sociale, eu zic nu două, ar trebui construite 7. Ar trebui 10. De ce 2? De ce nu 10? De ce nu 15? Asta am scos în evidență. Nu altceva. Și mă opresc deocamdată aici pentru că ar trebui să supunem la vot. Mă scuzați, domnul, vă dau dumneavoastră cuvântul și după aia o să supun la vot amendamentul domnului Necula și ulterior amendamentul domnului Cezar Olteanu. Dacă nu renunță între timp la el. Amendamentul este al grupului consilierilor de la președinte. Da. Ce să vă mulțumesc pentru pledoaria care ați făcut-o amendamentului meu al consilierilor de la. Într-adevăr, orice proiect începe cu un studiu de oportunitate. Și dacă vă veți uita pe amendamentul care l-a numărat doamnei secretar general, veți vedea acolo că la fiecare din aceste poziții pe care noi le propunem să fie realizate, începe studiul de oportunitate, studiul de dezabilitate, documentație tehnico-economică. Ați făcut o pledoarie pentru care vă mulțumesc. Nu am răspuns. Lucrul este la fel și în practică. Pentru că dacă nu uite lista de investiții, nu văd nimic legat de studiul de oportunitate. Spunem așa aici, parcă ai investat documentație tehnico-economică, cheltuieli conexe. Hai să zicem că în cheltuieli conexe ar fi și studiul de oportunitate, pentru că altfel nu se poate. Noi, politicienii, gândim niște proiecte, ne dorim niște proiecte, dar vin specialiștii care se pronunță, măsoară, cântăresc. Ei văd, se poate face ce parcă IT, nu se poate face. Sunt în proiecte condiții, servește comunității, servește interesul. Păi asta v-am spus. Tocmai. De aceea eu vă rog, toate amendamente, toate proiecte care am propus să fie votate și apoi se vor pronunța specialiștii. Dar e păcat. În eventualitatea că vor veni finanțări europene și este un moment istoric pentru România. Vin bani foarte mulți. E păcat să nu avem prins în lista de investiții și să putem valorifica imediat o astfel de oportunitate. Mulțumesc! Dacă am să vă răspund așa scurt. Am crezut că am lămurit aspectul că avem prins în avem prins în buget construire, par tehnologic, documente și documente tehnice, economice și cheltuieli conexe. Chiar dacă ca și poziție ar trebui să înțelegeți că nu putem stabili o locație până nu facem un studiu de oportunitate. V-am spus și ați fost de acord cu mine. Că ăla va fi la Onești, că unul va fi în altă parte, noi avem poziție prinsă în buget. Dar dacă vreți să susținem să prindem 6 poziții diferite cu același subiect, mi se pare un pic că ducem în derizoriu un buget. Dacă am spus că avem prins această poziție și că putem analiza, că am zis că facem un studiu de oportunitate la nivelul întregului județ,
Păi atunci, ce rost mai are să prindă încă 6 poziții cu același obiect? Nicio problemă. Eu o să vă supun la aprobări acest amendament al noastră, dar repet, că am vorbit de seriozitate și de profesionalism. Nu facem decât să repetăm ceea ce noi am prins în buget. Ba, sunt atent, domnul... Dumneavoastră n-ați fost atent, pentru că această poziție ne oferă nouă posibilitatea să ne amplasăm cu proiectul unde îmi arată studiul de oportunitate. Că nu scrie studiu, scrie documentație tehnică și documente aferente. Păi, conexe, pardon. Eu cred că nu e o problemă. Deci, haideți să nu intrăm în continuare într-o dezbatere tehnică, care, eu vă spun din capul locului, știți foarte bine că ați apelat de nenumărate ori la aparatul nostru tehnic, care putea să, și poate să vă dea un răspuns, să zicem, mult mai bine decât îl fac eu astăzi. Dacă sunteți de acord, supun la vot, să înțeleg, domnul consilier, că primul nu poate fi un amendament și ați achiesat la acest lucru, domnul consilier județean Necula. Primul poate fi un amendament, dar propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră este corectă de asemenea și dintr-un gest de corectitudine, venim să susținem proiectul dumneavoastră. În regulă. Deci înseamnă că rămâne amendamentul care l-ați făcut legat de cantina socială. Supunem la vot amendamentul domnului consilier județean Necula. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. L-ați notat? Mulțumesc și un vot împotrivă în sesiunea urmă. Vă mulțumesc, amendamentul a fost respins. Amendamentul grupului liberal, ca să rectific. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Online? Deci 17 pentru 19 și 20 de abțineri. Amendamentul a fost respins. Am să fac aici o referire. Deși amendamentul noastră a fost respins, să știți că ceea ce este prevăzut în buget poate să îndeplinească ceea ce dumneavoastră a solicitat. În urma studiului de oportunitate. Dar cum nici eu nu cred în oportunitatea șase parcuri industriale propuse Alandala fără un studiu. Adică asta denotă diferența dintre concret și real. Ce dumneavoastră ați propus 6 parcuri realizate pe anumite zone, cum le considerați dumneavoastră, dar nu știți că dacă cheltuielile pe care le facem de acolo, se justifică să le facem. Ca atare, eu am propus în proiectul de buget o singură poziție care să realizeze un studiu la nivelul județului și să-mi arate unde să fac parcurile. Care e diferența? Domnul consilier județean, facem semantică cuvintelor. Eu zic să rămânem serioși, să nu facem nimic. Bun. Bine. Dacă amendamentele au fost respinse, supun aprobării bugetul județului. Cine este pentru?
domnule, nu mai trece nimic? Nu fac nicio... vă rog să numărați voturile și anunțăm la, la final o să avem o sesiune chiar pentru... Da? De pe online? Da. Voturi împotrivă. Se abține? Abțineri? Deci, am să mă adresez acum colegilor care s-au obținut de la buget, am înțeles. Nu reprezintă o problemă, dar vă citesc ce este în buget. Modernizare infrastructurii de sănătate. 60.548.000. La asta v-ați obținut. Vă mai spun la ce v-ați mai abținut. Ca să știți, în caz de ceva. Infrastructură rutieră de transport. 250 de milioane versus amendamentele noastre care cifrează undeva vreo 25.000. Cam asta este nivelul. Mulțumesc. Am să trec la proiectul de buget. A fost aprobat, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu bugetul ca atare. Vă rog frumos, am încetat, o să discutăm la final, am anunțat. Nu transformăm într-o dezbatere publică proiectul de buget după ce a fost aprobat. Dacă aveți... Nu. A, nu, e, nu m-am referit la cei care s-au abținut. Deci noastră nu aveați ce căuta în subiect. Da, am fost foarte clar. Cei care s-au abținut pe buget. Nu dumneavoastră v-ați abținut. Am fost clar. Mulțumesc. Trecem la... Stați un pic. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului de investiție învelopare termică clădire internat C12. Proiectul de hotărâre v-a fost transmis, am să supun la vot direct. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Nu vă abțineți, dumneavoastră nu participați, ca să ne înțelegem, să nu creiem o... S-a consemnat cine parte. Total? De voturi. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost... Nu-i corect. Haideți să numărăm din nou, pentru că avem 3 persoane care se abțin, n-au consiliat 35. 4 persoane, deci din 35... 31. Bravo, da. Domnul. Felicitări, domnul vicepreședinte. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 31 de voturi și 4 neparticipanți la vot. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 metri pătrați din zona drumului județean DG252, situată în satele Buhocel și Coțien, comuna Buhoș din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gridesa. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă rog. 34 de voturi. Să le notați și cele două din online, da? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Ca atare trec la punctul 5. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2,4 metri pătrați din zona drumului județean DG119D, situat în satul Orben, strada Silozului, numărul 906, comuna Orben, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Grid, ESA.
Cine supun la vot proiectul de hotărâre? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da, vă rog. În regulă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2,8 metri pătrați în zona drumului județean DJ119D, situat în sat Orbeni, strada Silozului, numărul 907, comuna Orbeni, județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Gridesa. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 7 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uș, a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 59 de metri pătrați din zona drumului județean DJ119D, situat în sat Orben, strada Luizi, numărul 811A, numărul 813, numărul 814, comuna Orben, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgas Gridesa. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă rog să consemnați numărul de voturi. La punctul 9 de pe ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă prin măsuri de urgență a contractului de delegare gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane pe traseile din programul de transport public județean prin curse regulate în județul Bacău, rămase neoperate pe baza anunțului public, precum și a modelului licenței de traseu, a modelului caietului de sarcini și a licenței de traseu, a criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de transport. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Aici am să fac eu o mică intervenție, chiar dacă a fost adoptat. Vreau doar să vă fac o informare. Aparatul tehnic de specialitate a Consiliului Județean, să știți că este în lucru cu elaborarea unui caiet de sarcini și cu realizarea unui studiu de trafic care să determine traseile și numărul de grupe pe care mergem, pe care se va licita. Este o procedură nevoioasă, nu neapărat doar la nivelul județului Bacău pentru această licitație, ci la nivelul întregii țări. Nu cred că există Consiliul Județean care să fie reușit să încheie un contract de transport public. Dacă nu mă înșel, cred că undeva Arad sau în zona de Ardeal s-a reușit să semneze un contract, dar care nu acoperă integral județul. Nu știu exact județul și n-aș vrea să mă pronunț. Alba. Așa că elaborarea acestei documentații necesită un studiu foarte atent la nivelul județului, cât și a traseelor, cât și necesitățile determinate pe nevoile tuturor OAT-urilor din județ. Ca atare, atunci când vom scoate public și vă vom prezenta documentația, aș vrea părerile fiecare dintre noastre, cât și a primarilor din județ, referitoare la documentație. Atât am vrut să specific la acest proiect. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Ca atare, trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi.
Privind referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru asocierea de principiu dintre județul Bacău și municipiul Bacău în vederea finanțării lucrărilor de intervenții pentru punerea în siguranță a conductei de aducțiune apă, tronson, baraj, uz, Grigoren, județul Bacău. Stimați colegi, o să-mi permit eu să fac o intervenție. Această propunere, bine, ca și celelalte, îmi aparține, dar să știți că nu aș fi intervenit să solicităm ajutorul consilierilor județeni și nici sprijinul noastră, ținând cont că nu ne face parte, nu avem în fișa postului și nu avem în atribuțiune acest lucru. Dar după ședința de luni, unde am prezentat soluția tehnică, soluțiile tehnice date de o firmă de proiectare cu experți tehnici autorizați, și în urma refuzului categoric de a pune în aplicare a unei hotărâri de Comitet Județean de Situații de Urgență, consider că noi, ca și Consiliul Județean, nu putem sta cu mâinile în sân fără să nu încercăm să găsim o soluție de rezolvare. Vreau să menționez câteva lucruri care sunt prevăzute și în bugetul pe care tocmai l-am votat. Să știți că noi, ca și reprezentanți ai cetățenilor, nu avem doar faptul că ne gândim câte voturi obținem în momentul când semnăm sau aprobăm un buget, ci responsabilitatea de a-i reprezenta pe cetățeni. Ori ca atare atâta furie declanșată, pe bună dreptate, frustrare, în ultimele 6 zile, pe care am resimțit-o cu toții, cauzată de lipsa apei, în mod cert nu ne poate lăsa pe noi, ca și consilieri județeni, ca și președintele Consiliului Județean, chiar dacă nu avem atribuții, să nu intervenim. Să nu încercăm să dăm o mână de ajutor municipalității, chiar dacă nu ne-a fost cerută. Chiar dacă oarecum această propunere făcută are niște condiționalități. De ce vă cer votul de principiu, dacă sunteți de acord sau nu? Tocmai pentru faptul că nu ne-a fost solicitat acest ajutor, pe de o parte, dar pe de altă parte, pentru faptul că noi punem o condiție în această asociere pe care am trecut-o în referatul de aprobare, pe care vi l-am prezentat și o să-l vedeți semnat de mine. Faptul că domnul primar, așa cum a afirmat, trebuie să ia toate măsurile care se impun pentru stabilirea vinovaților și recuperarea prejudiciului. Ca să eliminăm din capul locului orice formă de demagogie din oricare discurs public. Asta este condiția prin care solicităm și vă solicit să fiți de acord cu ea, așa cum arată și referatul de aprobare, așa cum arată și raportul de specialitate. Asta este condiția care o punem. Nu ne ferim de nimic, nu avem ce ascunde, nici nu contează la un moment dat. Există acolo o prezentare foarte clară în referatul de aprobare și anume faptul că această conductă la care facem referire este finanțată pe fonduri europene, ISPA, și nu din buget local. De asemenea, recepția s-a făcut în 2011. Nu știu câți dintre noi eram pe aici. Mai mult decât atât, Adimul, care cunoașteți o parte din noastră, mai și știți cum se lucrează și ce este această asociere de UAT-uri, a solicitat un raport de expertiză care să determine neconformitățile la întreaga conductă,
pornit din 2019. Domnul consilier județean, atunci primar, cunoaște situația. În aceeași măsură când s-a produs avaria, aceeași discuție au fost și s-au luat anumite măsuri, respectiv urmărirea curentă în timp a conductei și o expertizare integrală pe 45 de kilometri. În acea expertiză integrală nu este făcută de Ivancea, nu este propusă de Ivancea, este propusă de proiectanți, de experți tehnici autorizați, care au venit, au verificat, într-un an de zile au determinat care sunt cauzele și care sunt propunerile pe care le consideră dânsii de specialitate să le pună în aplicare. Suma nu este o sumă mică, estimată, 93 de milioane. Dar dacă ne gândim la deficitul, la excedentul bugetar de la finalul anului la municipiul Bacău, de 61 de milioane, ia ca o anumită parte poate putea fi prioritizată în buget. Am venit în Consiliul Local și am prezentat acest lucru. Ne-a fost schimbată ordinea de zi, pentru că a fost convocată de prefect, tocmai cu gândul de a putea ajunge la un moment dat să se prindă un capitol, într-un capitol bugetar, un articol în sensul ăsta. Așa cum dumneavoastră ați făcut astăzi amendament. Dar având la bază un DALI, o documentație tehnică, pe baza căreia se putea prinde o anumită sumă care să te ajute în funcție de evoluția evenimentelor și evoluția proiectării sau execuției, un contract oarecum de execuție care să intre pe anumite puncte care sunt nevralgice pe această conductă. Am primit un refuz categoric, s-a văzut. Ca atare, consider că noi, într-un fel sau altul, așa cum ne-am arătat disponibilitatea de fiecare dată să fim un factor de echilibru la nivelul județului, un factor de stabilitate, tocmai prin acest lucru, prin acest vot, asta vrem să asigurăm. Vă aduc la cunoștință că Consiliul Județean, acum un an, dacă nu mă înșel, a finanțat stația de manganezare și cele 93 de puțuri. Pe o porțiune. Ulterior s-a decontat din aplicația POIM. Tot Consiliul Județean, prin ADIB, a finanțat această documentație, care nu a costat chiar foarte puțin, deci 1.031.000 de lei. Tot Consiliul Județean a venit cu ideea asocierii pentru Spitalul Municipal. 15 milioane prinși în bugetul Consiliului Județean, deși nu îi aparține. Tot Consiliul Județean a propus asocierea pentru strada Șafran. Să legăm centura de aeroport, să putem dezvolta acea zonă. Tot Consiliul Județean a fost de acord să facă parte din asociere pentru realizarea unui pod. Ce ar mai trebui să facă Consiliul Județean în așa fel încât să-și arate buna credință și colaborarea de care vrea să dea dovadă pentru dezvoltarea județului? Pentru că municipiul Bacău face parte din județul Bacău. Nu știu ce ar mai putea să facă. Consiliul Județean are un buget de cheltuieli de 590 de milioane. Municipiul de 780, aproape 800 de milioane. Repet un lucru și aici vreau să fiu extrem de tranșant. Noi vom demara din punct de vedere a aparatului tehnic și această condiționalitate vreau să iasă în evidență. Dacă, având toate datele la dispoziție, aparatul de specialitate municipiul Bacău, primarul Bacăului, are toate datele în acest moment să declanșeze toate măsurile care se impun, atât pentru stabilirea vinovaților,
cât și măsuri dispuse pentru recuperarea prejudiciului. Fără de care nu o să vin în fața dumneavoastră cu propunerea unei asocieri concrete dacă nu va declanșa acest lucru. Tocmai pentru a se arăta unde este realitatea. Vă mulțumesc și supun la vot proiectul de hotărâre. Cine aveți intervenții? Da. Haideți să le luăm pe rând. Vă rog, haideți în ordine, doamna consilier Crățan, vă rog. Domnule președinte, mi-ați expus cu adevărat problema din județ, dar consider că aveți foarte multe informații. Ați vrut să spuneți tot adevărul colegilor noștri, dar ați sărit o etapă. Că dumneavoastră împreună cu mine, atunci când eu eram prefect și dumneavoastră subprefect, ne-am ocupat de această problemă și împreună, cot la cot, am trasat Adibului și Crapului la acel moment, dacă vă amintiți, când primar era colegul nostru, domnul Cosmin Necula, așa cum a spus, toată furia cetățenilor și de bună dreptate era înspre noi, nimeni nu avea bani pentru acest studiu și noi doi, dacă vă amintiți, ne-am asumat încă de atunci, ani de zile în urmă, să aflăm cine sunt vinovații și care este cu adevărat problema apei în județul Bacău. De asemenea, noi am dispus Adibului și Crabului încă de pe atunci să facă acest studiu despre care dumneavoastră ne vorbiți astăzi. Ne-ar plăcea ca să știm cu toții adevărul și noi doi personal să ne culegem roadele muncii de atunci, să vedem acest studiu și, într-adevăr, cum a zis și dumneavoastră, să vedem cu adevărat cine sunt vinovații. Pentru că, așa cum am spus, acea lucrare este făcută pe fonduri ISPA, ba mai mult spun eu că este o responsabilitate în plus și așa știm și noi cu adevărat ce votăm. Am văzut expunerea dumneavoastră, dar m-am văzut obligată să reamintesc colegilor că la acel moment noi doi eram cei mai implicați în problema apei și mă bucur că astăzi ne informați că într-adevăr acel studiu s-a făcut și sunt convinsă din discuțiile care s-au purtat încă de pe atunci că într-adevăr acest studiu va rezolva odată pentru totdeauna problema apei în județul Bacău. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc, doamnă consilier județean, chiar vreau să fac referire, să știți că nu a fost intenționat această... Nu, am expus doar problema pe larg. Am vrut să arăt cu studiul la început. Am pomenit pe larg, am pomenit acest subiect în Comitetul Județean de Situații de Urgență de duminică, prin care am luat-o de la început. Pe de o parte, într-adevăr, dispunerea efectuării unui studiu când dumneavoastră erați prefect și eu eram subprefect. Pe de altă parte, aprobarea unui plan de măsuri atunci când eu eram prefect și plan de măsuri care s-a extins până în ziua de azi. Noi totuși suntem sub incidența acelei hotărâri de Comitet Județean de Situații de Urgență, printre care o parte dintre cei care erau responsabili și-au îndeplinit obligațiile, o parte nu. O parte le-au început. A început, dacă nu mă înșel, unii dintre principale beneficiari și responsabili ca proprietar de conduct, a început rezerva de apă, așa era trecut în acel plan de măsuri. Astăzi încă suntem în așteptare. Ca atare, mod evident că de atunci a plecat acest studiu și încercând și dumneavoastră, o parte dintre consilierii de față de aici, care au mai fost în vechea legislatură, dacă nu mă înșel, au și aprobat finanțarea Adibului pentru acest studiu, pe baza hotărârii Comitetului Județean de Situații de Urgență. Și cred că este de față și domnul Silviu Pravăț, și domnul Cezar Olteanu, și domnul Nechita, și știu foarte bine despre ce este vorba. Pe de altă parte, într-adevăr, eu am făcut public
studiu, l-am transmis către primărie, notele care au apărut și în presă, dacă nu mă înșel, notele care au prins principalele probleme ale studiului sunt publice. Dar să știți că o să vă transmit și dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, acest rezumat al studiului de realizat. Mai mult decât atât, nu s-a realizat doar expertiza, acea expertiză o să vă pun la dispoziție, nu s-a realizat doar expertiza, dar s-a realizat și un DALI, tocmai pentru a se interveni pe conductă. DALI care nu poate să-l pună în aplicare, indiferent de ce am face noi, decât Primăria Bacău. Mulțumesc că o să vă pun la dispoziție și o să fac, cred că dacă ne grăbim și în cursul ședinței. Da, dar acordul de principiu pe care l-am solicitat, nu l-am solicitat pe sume, nu l-am solicitat pe alocări, l-am solicitat de principiu, tocmai de asta nu v-am pus la dispoziție, ci am făcut doar un expozeu. Vă rog, domnul consilier județean Boca. Vă mulțumesc, domnule președinte. O asociere între consiliul județean și consiliul local Primăria Bacău, o consider benefică. Aș avea o singură întrebare. Ați discutat acest acord și cu Primăria Bacău? Ca să știm ce putem, am aflat la ora 9 despre acest acord, cred că a apărut ieri o știre, dar de pe astăzi a apărut în proiect. Primăria Bacău? Da, nu știu ce vreau să da, am să vă răspund imediat. Nu știu dacă sunteți la curent. Eu luni am fost în ședință de Consiliu Local, în care am prezentat pe larg problema și am spus în felul următor. Că nu cred că atât Consiliul Local cât și Consiliul Județean nu trebuie să ajungă la un moment T0, la un moment în care să nu se transforme în război politic problema apei. Am venit cu bune intenții, cu bună credință, tocmai pentru a sublinia disponibilitatea noastră. Și la final, domnul primar mi-a răspuns în maniera în care s-a văzut public. Ca atare, cred că nu doar maniera în care a răspuns a fost oarecum jignitoare în ceea ce privește mâna întinsă de către Consiliul Județean, dar și modalitatea în care a făcut-o. Noi am venit de la ora 10, fără să avem nicio altă reținere, am venit și am stat în ședință 4 ore, ca într-un final să ne lovim de un refuz. E adevărat că și-am și prezentat acea expertiză, am prezentat-o pe larg în Consiliul Local, am transmis de dimineață, așa cum a ieșit Daliul, am transmis de dimineață domnului primar, putea să prindă în buget fără nicio problemă. Ca atare, eu dacă aș fi fost, să zic, nu vreau să mă... Așa aș fi făcut. La final, măcar, acceptam mâna întinsă de președintele Consiliului Județean, nu de Ivancea, și în aceeași măsură declanșam și acțiunile pe care eu le-am solicitat printr-o adresă să depună, să facă toate demersurile pentru a recupera prejudiciul și pentru a stabili cine este vinovat. Am dovada acestui lucru. Și înainte de a intra în ședință am transmis aceste date. Mai mult decât atât, am transmis și documentația necesară din care să reiasă cine, ce și cum a greșit din punct de vedere tehnic sau din alt punct de vedere. Am înțeles. Ați considerat acel refuz veșnic și categoric? Da, nu e nicio problemă. Eu tocmai asta n-am considerat acel refuz veșnic și categoric, pentru că eu nu vorbesc ca persoană fizică, ci vorbesc cu Consiliul Local Bacău. Tocmai de asta am făcut un proiect de hotărâre care să statuieze un acord de principiu în care dumneavoastră, ca și consilier județean, sunteți de acord cu această asociere.
Asta e în vederea punerii în siguranța conductei. E o treabă relativ simplă, ăsta e demers concret. Deci, ați considerat acel răspuns că nu mai este necesar o discuție cu primăria Bacău privind acest acord de asociere. Deci asta a fost... Da, înțeles ce vreți să spuneți. Efectiv, da, am înțeles. Da. Da, domnul consilier județean, domnul vicepreședinte Panfil și apoi domnul consilier județean și ulterior domnul, nu vă supărați. Domnul Fădăraș, eu știu mă obicei, sincer, și chiar îmi pare rău că dumneavoastră trebuie să fiți vorbitorul în Consiliul Județean al acestei administrații închilosate și toxice. O spun cu mare responsabilitate. Și păcat că dumneavoastră trebuie să luați cuvântul și să vă puneți într-o postură neplăcută. Dar dacă facem recurs la ultimele 6 luni, eu vreau să vă aduc aminte că domnul președinte Ivancea, cam câte inițiative a avut dumnealui și a făcut primul pas. Eu mi-aduc aminte de spital. Domnul președinte a venit cu inițiativă și a zis, haideți să facem cele 2 etaje și să ne asociem, pentru că va veni valul 5 și valul 5 a venit. Atunci, administrația vizitelor iar a dezertat. Știți că a zis, domnule, s-a putat în Consiliul Local? S-au asociat. A zis că nu vrea să se dumneavoastră, nu plătește la bugetul local, el nu e primarul Bacăului, el e primarul la Brăila. După care a venit inițiativa de săptămâna trecută și acum iarăși noi trebuie să ne exprimăm disponibilitatea, că domnul viziteu nu știe ce înseamnă să discute și să bată la ușă. Noi trebuie să ne exprimăm noi disponibilitatea, de fapt asta facem astăzi. Îi arătăm că așa se fac lucrurile în politică și în administrație, cu responsabilitate. Nu? Dacă stau și mă gândesc la ultimele 6 luni, dumneavoastră nu justifică salariul, că n-a făcut nimic. Ba, din contract, și fuge de proiecte. Parcă zici că l-am picurat cu ceară, nu? N-am venit să rezolvăm problemele Bacăvarului. Îmi pare de nespus de rău că dumneavoastră trebuie să faceți, să aveți această poziție ingrată, dar asta este, n-am ce să faci. O să vă dau răspunsul. Domnul consilier județean Pleșca, vă rog. Domnul președinte, dați-mi întrebare, sunt și eu primul mandat, poate fi pus pe seama experienții administrative, însă eu nu înțeleg un lucru. Dacă conducta aceea este a primăriei Bacău, primăria Bacău a terminat anul trecut cu un excedent de aproximativ 60 de milioane de lei, adică bani sunt, au o hotărâre de Comitet Județean pentru situații de urgență prin care trebuie să rezolve problema. De ce nu se apucă de treabă să rezolve odată problema municipiului Bacău să facă aceste investiții pentru Bacăvan, pentru a nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat în ultima săptămână? Mulțumesc. Da. Domnul consilier Bețean Nicola. Da, vă mulțumesc. Pot să confirm și eu ceea ce a spus doamna consilier județean Maricica Coșa, referitor la acel moment în care doamna prefect Coșa, domnul subprefect Ivancea, împreună cu mine, practic ajutând municipiul Bacău, dispus acea efectuare de expertiză la întreaga conductă. Vreau să fac, pe de o parte, o serie de precizări pe care dumneavoastră, consilierii, colegii consilieri județeni, trebuie să le știți. Și sunt convins că poate nu au fost atinse în zona publică aceste elemente, deoarece a fost mult mai spumos scandalul politic decât elementul de natură tehnică. În acest sens, și după aceea să anexez o rugăminte, o cerere către președintele Consiliului Județean. Ceea ce vreau să vă spun este, stimați colegi consilieri județeni, domnule președinte, domnilor vicepreședinți, plângeri penale s-au făcut. Plângeri penale s-au făcut în urma avariei din 2018. La avaria din 2018 s-au găsit cel puțin 2 elemente de natură tehnică care nu concordau sub nicio formă cu proiectul. 1. Acele coturi de 90 de grade care nu existau în proiect. 2. Flanșele de îmbinare total diferite față de cele care existau în proiect. 3. Ca să vă dau un alt exemplu, conducta figurează pe teren la 5 metri distanță față de ceea ce figurează în plan. S-au făcut acele plângeri penale. Din păcate, s-au dat tot felul de răspunsuri că nu prea e nimic penal sau faptele s-au prescris. De aceea vine ulterior rugămintea către dumneavoastră și către executivul Consiliului Județean să ne puneți la dispoziție, domnule președinte, întreaga expertiză. Pentru că, din perspectiva mea,
sunt date și elemente noi pe care organele de cercetare penală le pot avea în, pe masă pentru a stabili o serie de vinovății. Nu se poate ca o conductă care a fost reabilitată în anul 2011 pe multe milioane de euro să crape sau să fie constatat, și bănesc că și în expertiză, scrie foarte clar negru pe alb că e prost făcut. Cineva trebuie într-adevăr să răspundă penal ca penal, dar civil. Cineva trebuie să dea niște bani înapoi. Și aici, dacă să zicem faptele penale s-au prescris, totuși răspunderea civilă încă poate fi angajată, pentru că cunoaștem foarte bine acea asociere de firme care a executat marea conductă. Acea mare conductă, să știți că mai e un element, a fost recepționată de către personalul CRAB-ului. Deci CRAB-ul nu mă refer acum la o persoană anume, mă refer la directorul Nina Chiper sau Răzvan Găină. CRAB ca și entitate. CRAB-ul este direct responsabil pentru acea recepție și trebuie să dea niște răspunsuri. Sau cei care au fost trebuie să dea niște răspunsuri în cheia asta. Contrazic un pic, pentru că nu putem lăsa așa, nu-i doar CRAB-ul în comisia de recepție. Nu-i doar CRAB-ul. Având toate datele de acolo, pot să vă spun că sunt și reprezentanții primăriei care au participat la recepție. Dar asta vreau să specific. Dar nu cred că noi suntem în drept să stabilim anumite vinovății. Pot să vă spun un singur lucru. Am dispus în acest moment să trimită pentru fiecare de dumneavoastră să aveți notă, așa cum am prezentat în Consiliul Local. O să o prezint și în Consiliul Județean, cât mai avem, noi mai avem un punct care l-am sărit de pe ordinea de zi din fără să vreau, punctul 8, dar între timp, până votăm punctul 8, o să primiți fiecare dintre dumneavoastră rezultatele expertizei într-o formă, evident, mai subțintă, dar cu principalele probleme și o să se vadă acolo și soluțiile propuse, și ce neconformități sunt, toate aceste lucruri au fost depuse la primărie tocmai pentru a depune în calitate de proprietar al bunului măsurile care trebuie luate pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea vinovăților. Nu are rost să... Da, da. V-am spus, nu, vă aduc acum în sală. Nu doar draftul ei sau concluzii. Întreaga expertiză, dacă putem avea acces, probabil avem un birou tehnic din cadrul... Există în ADIB toată documentația, cine vrea să aibă acces, nicio problemă. Bun, perfect. Având în vedere aceste elemente, rugămintea mea, pentru dumneavoastră, eu vin acum să fac o pledoarie pentru această asociere. Așa cum a spus domnul președinte, mă rog acum și-a dat seama că totuși o idee, o intenție, o poți transpune de urgență într-un proiect, că asta a făcut dumnealui. Nu, este un proiect depus. Haideți să nu... Păi da, și susțin acest lucru. Este un proiect depus, nu o idee. Un proiect intenție, intenție. Nu, și este cred un proiect depus. Cred că ar trebui să avem în vedere. Domnul... Că aici nu avem sub nicio formă, niciun fel de coloratură politică în tot ceea ce facem și tot ceea ce zicem, mai ales cu privire la acest subiect. Dar pentru care eu vă rog, stimați colegi, indiferent de culoare, să votăm proiectul pe care ne-a prezentat domnul președinte. Da. Mulțumesc. Mai era vreo intervenție? Domnul Boca și apoi domnul Cuceres. Vă rog. Vreau să-l asigur pe domnul Marcus, toți colegii, același respect pe care și el a făcut în poartă. Dar nu mi se pare normal ca atacurile împotriva mea și a unei persoane politice care lipsește de sală să fie de o asemenea natură. Eu am pus o întrebare. Dacă s-a discutat acest acord? Am înțeles. Da? Nu pare că l-ați simțit atacat. Era din împotriva acestui. Nu neapărat. Noi n-am simțit ca un atac la adresa noastră. Domnul Cucerescu, vă rog. Și apoi domnul Silvo Bravăț, ca să încheiem apoteutul. Mi-a făcut întrebarea domnului Boca, domnului coleg, consilier Boca, dacă răspunsul primarului a fost definitiv. Nu știm, să ne spuneți dumneavoastră sau să ne spună dumnealui la următoarea ședință. Grupul consilierilor locale PSD, PPUSL și împreună cu Pierre au depus în Consiliul Local un proiect
de asociere, să vedem dacă domnul primar o să-l accepte sau nu. Să vedem la următoarea ședință, așteptăm și noi cu interes acest aspect. Și o să răspundeți și dumneavoastră la întrebare și noi totodată. Și solicitarea făcută de Consiliul PSD a fost exact în vederea punerii în aplicare acelei documentații care ne va prezenta domnul președinte, sperăm până la sfârșitul ședinței. Așteptăm să vedem reacția domnului primar. Mulțumesc. Da, preamul este în sală? Da. De ce să fie? Pentru că noi vorbim din Consiliul Județean. Cei care își poatează. Nu, dar haideți să vă explic un lucru. Domnilor, cred că undeva noi ne transformăm în proprietari conducte. Nu-i cadă. Noi, în calitate de consilier județean și calitate de Consiliul Județean, am propus un acord de principiu în vederea realizării pe viitor a unei asocieri pentru punerea în siguranță conducte. Nu facem aici nici a primăriei, nici a crabului și nici a dibului. Cine trebuie să-l facă, o să-l facă. Sunt convins. Problema e alta. Problema e că nu vrem să ne substituim drepturilor proprietarului, pentru că noi nu suntem proprietari. Noi venim să încercăm să întindem o mână de ajutor pentru a rezolva problema municipiului Bacău. Dar să știți că obligația aparține în exclusivitate municipiului. Și dumneavoastră știți foarte bine treaba asta, că ați fost primarul de Bacău. Și vi s-a cerut demisia de actualul primar al Bacăului. Tocmai în aceeași situație. Adică o ducem într-o zonă... Deci, vi s-a cerut demisia tocmai din același motiv. Cei care au făcut recepția, sau că nici măcar nu mai sunt în crab. Dacă nu vă înșel, dumneavoastră i-ați cerut demisia domnului Rădulescu. Corect, au plecat, cunoaștem problema. Nu știu. Da. Ca atare. Același șef de comisie de recepție a conductei faimoase de care discutăm. Exact. Având în vedere ce am trăit eu, cerându-mi se demisia în contextul în care eu făceam concret niște lucruri. Cred că într-un an jumate o luam conducta de la cap, cât de proastă. Era un făcea de lucru. Dacă suntem să vă aud. Sper că vă aud acum. Mi-ați cam luat un pic din discurs, puteam să cer demisia domnului consilier județean de acolo. Vreau doar așa să spun că întrebările domnului Boca mi s-au părut nevinovate și sper să fi fost nevinovate. De aceea domnul Boca și doamna consilier de la USR, vă rog să votați ceea ce a propus domnul președinte Ivancea, ținând cont că noi ne dorim ca această conductă să fie reparată în paralel cu găsirea vinovaților și recuperarea pagubei. Ar fi logic și chiar stupid să așteptăm, poate ani, să se găsească vinovată, să luăm bani, dacă mai sunt, și apoi să reparăm. Cum la fel de stupid ar fi fost să cer demisia domnului Necula acum și să nu-i cer domnului Vizitelu. Mulțumesc! Domnul consilier, atunci erați vicepreședinte, vă aduceți aminte exact cam cât timp. Hai să respectăm totuși, chiar dacă a plecat domnul președinte, să nu transformăm ședința într-o fiască. Da, nu, am înțeles. Am înțeles, au spus destul de, cred că toți suntem de aceeași parte baricadei. Absolut. Deci toți suntem de aceeași parte baricadei, pentru toți ne mulțumește această situație. Dar la urmă, adică, președinte, prea mutace, toată lumea să ceartă și noi avem asta. Nu. Dacă... Un pic, domnul Boca, haideți, vă rog frumos, și să trecem la vot. Vă rog. Scuze, o scurtă intervenție. Am întrebat doar dacă știți că primăria este proprietarul conductei. Întrebarea era, s-a
purta discuții cu mine înainte de a veni pe terenul acest acord și pentru că s-a spus că primăria nu a venit niciodată pentru acordul de asociere, chiar am aflat că pentru acordul de asociere pentru închiderea celulei 1 de păzeanii cu noi, s-au făcut demersurile și nu au venit din partea poziției niciodată. Este în regulă, am înțeles poziția noastră și să știți, chiar vreau să fac o specificație, dumneavoastră sunteți un om de bun simț și asta a încercat să spună domnul vicepreședinte Panfil, că știm că na, e firesc să mențineți poziția partidului, poziția primarului, asta a încercat să spună și nu o luăm ca atare într-un mod personal. Eu doar vreau să vă fac următoarea precizare. Referitor la asocieri, fac o inventariere. V-am spus de pod, v-am spus de spitalul municipal, am spus de strada Șafran, am spus de faptul că s-a realizat demanganizarea și o a doua sursă de apă, e tot pentru municipiul Bacău, că nu deservește județul. Și acest studiu făcut așa, în condițiile în care s-a născut, așa cum s-a prezentat aici, este plătit tot de către Consiliul Județean. Nu în ultimul rând, strada aeroportului, l-am uitat să-l specific și foarte importantă, pentru că strada aeroportului e făcută tot în coparticipare cu Consiliul Județean, cu o finanțare peste 90%, 95%. De asemenea, parcarea din fața Spitalului Municipal, tot de către Consiliul Județean, cu 95%. Realizată, dar plătită. Păi, stați un pic. Noi ce facem acum? Noi, Consiliul Județean, ne suprapunem cu municipiul Bacău în a prelua toate atributele unui municipiu în condițiile în care avem un județ, în condițiile în care avem 92 de localități, nu cumva ducem balanța disproporționată în altă parte pentru că cineva nu vrea să se asume răspunderea și împarte răspunderea dintr-o parte în alta? Am spus clar că cine este vinovat trebuie să plătească și nu, din contră, am depus și toate documentele în așa fel încât cel care este proprietar să ia măsurile care se impun. Am spus clar de asemenea, pentru a nu ne da deoparte că să aruncăm pe primărie că suntem partizanii unei colaborări care ne manifestăm astăzi. Eu nu puteam să mă duc la primar. Domnul primar, știți care e treaba? Eu vreau să fac asociere cu noastră. Păi faceți asociere, mergeți acasă, voi doi, și vă asociați. Aici eu am venit în fața Consiliului Județean să vă cer acordul noastră de principiu. Consiliul Județean este condus de consilieri județeni, nu de către președintele Consiliului Județean. Dumneavoastră deliberați dacă sunteți de acord sau nu. Mi se pare de bun simț întâi să vă cer acordul și după aia să vin în Consiliul Local să trimit această hotărâre. Deci, ca atare, orice discuție care o am, sau pot să o am, sau pot să nu o am, cu reprezentantul municipiului Bacău, nu are nicio relevanță din punct de vedere legal dacă nu este statuată de o hotărâre prin care se reiasă voința dumneavoastră. Ca să ne înțelegem. Un alt aspect care vreau să-l spunem legat de faptul că ni s-a transmis o scrisoare către aparatul tehnic de la Consiliul Județean referitor la asocierea pe groapă pe celula 1, doar pe principiu că s-a depozitat tot județul. Vă anunț că și acum depozitează tot județul pe o celulă 2, asigurată de către Consiliul Județean, pusă la dispoziție de către Consiliul Județean. Nu ăsta este principiul. Trebuia să aibă exercitarea dreptului legal și obligației, de fapt, de a-și face un fond de intervenție care să închidă groapa la celula 1. Ori noi nu putem să ne subrogăm de fiecare dată sau substitui obligații pe care le are municipiul în mod direct pentru municipiul. Ca atare, cred că v-am răspuns pe deplin la
Vă rog, domnul consilier județean. Ultima intervenție. Un rog ca să vă răspund. Mi-a spus că i-a cerut demisia domnului Sipeu. Așa este, i-a cerut. Cum i-a cerut demisia și domnului Cosmin Ecura din 2019, să știți. Din partid. Și din partid și de la primărie. Așa. Am uitat? Să știți că n-am uitat, dacă tot ați deschis subiectul cu parcarea, n-am uitat faptul că primăria a fost împotriva demarării amenajării acelei parcări. Dumneavoastră să gândiți să facem un distital și apoi parcarea. Și până n-am avut o luptă împreună cu o luptă și cu PNL-ul, și am avut o ședință în parcare acolo, să vadă utilitatea metrele la urmă, am vorbit peste dumneavoastră? Primăria, în concluzie, din câțiva ani, primăria nu vrea face. Din care câțiva ani? Din 2019, cel puțin. Exact. Ca să nu fim din 2016. Ca să nu fim din 2016. Domnilor consilieri județeni, suntem în Consiliul Județean, da? Asta vreau să fac. Am să supun la vot proiectul de hotărâre, pentru că eu cred că orice discuție este inutilă și cred că trebuie să vorbească faptele și mai puțin vorbele, indiferent ce afirmăm noi aici sau ce se afirmă în spațiu public. Vedeți, dacă, vă rog să nu vorbiți peste mine, că nu respectăm niște... Ca atare, supun la vot proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru asocierea cu municipiul Bacău în vederea punerii în siguranță a conductei. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 8, noi am trecut repede la punctul 9, dar dintr-o eroare am, și din grabă, evident, am sărit peste punctul 8. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 80 de metri pătrați, amplasat în strada poligonului numărul cadastral 84-974, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău, în favoare SC Delgas Grid. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Am să trag o concluzie a acestei ședințe de Consiliul Județean, dacă îmi permiteți. Și două chestiuni vreau să subliniez. Această ședință este importantă, pe de-o parte, că s-a aprobat bugetul județului, dar nu în ultimul rând, această ședință este importantă că s-a aprobat un acord de principiu care să ofere un sprijin real condiționat primăriei Bacău. În prima parte, referitor la buget, mă adresez grupului PNL. În acest buget, la care dumneavoastră v-ați abținut, sunt prevăzute și asocieri cu municipiile din care dumneavoastră îi reprezentați aici. Municipiul Moinești, Zemeș, și care o să vedeți, cu trecerea a 22 de voturi din partea celor care au votat, o să apară asocierile pe care dumneavoastră o să văd cum le votați. Probabil tot abținându-vă de la buget. Noi am fost, și mă refer vorbind din zona din care provin PSD, am fost extrem de echilibrați și extrem de, să zic așa, gândindu-ne la tot județul. Noastră v-ați gândit la 3, 4, 5 amendamente care deja sunt prinse în buget și din cauza asta v-ați abținut. Eu sper să știți să dați explicațiile care vă revin și celor care
au avut prevăzut în buget aceste asocieri. Sunt o parte care sunt în desfășurare și sunt specificate acolo. Pentru Moinești, de exemplu, chiar e spitalul din zonă, în care e o asociere care se derulează. Eu cred că trebuie să lăsăm, dacă tot dăm lecții de normalitate și de intrare în normalitate prin repartizarea bugetului, că am văzut că mai nou se dau lecții de intrare în normalitate, eu consider că abținerea noastră nu poate fi gândită ca intrare în normalitate, ci din contră. Doi, referitor la acordul de principiu. Nu o să mă vedeți pe mine vreodată și nu o să vedeți vreodată după acest acord de principiu că până când nu se realizează acea condiție pe care am trecut-o în referatul de aprobare, să vin în fața dumneavoastră să vă cer votul pentru o asociere concretă pe fonduri din cadrul Consiliului Județean. Cred că este o condiție esențială și tocmai arată imparțialitatea și echilibrul nostru, din care fiecare din noi faceți parte. Lăsând deoparte, să zicem, așa am propus și în Consiliul Local Bacău, lupte politice de oricare natură, criza apei nu aparține și nu trebuie speculată din punct de vedere politic, ci din punct de vedere pur și simplu administrativ. Este infrastructură critică conducta de aducțiune. Asta face diferența. Și asta m-a făcut să propun această asociere. Vă mulțumesc și vreau să știu dacă, dacă au ajuns documentele pentru fiecare. O să începem să le distribuiți. Domnul consilier județean, de acum noi suntem la diverse, puteți lua cuvântul. Domnul președinte, pentru că ați reproșat așa pentru că ne anatemizat pentru faptul că ne-am abținut la vot, trebuie să ne explicăm. În primul rând, cred că unanimitățile erau apanajul comunismului, a societăților totalitare. Aici putem avea și opinii diferite, nu trebuie să ne condamnați pentru asta. Noi am vrut să tragem un semnal prin acest vot că bugetul așa cum este el acum nu servește mediului de afaceri, nu asigură sau mediul de afaceri cel care creează banii pe care îi împățim aici în buget, de acolo, din toți banii aceia. Din munca, din societățile comerciale, care ne dau acel impozit pe venit, din care, știți, poate bine, sunt cote pe care îi primim. Deci, mediul de afaceri ratează încă o dată șansa de a beneficia de o infrastructură de afaceri care să le permite să fie mai performanți. De aceea nu ne-am votat cu votul, pentru că, sau ne-am abținut ca vot, scuze. Pentru că vrem să atragem atenția că mediul de afaceri trebuie privit cu mai multă atenție. Și trebuie să-i asigurăm condiții pentru a fi performant. Asta este explicația votului. Iar referitor la proiectul de asociere, vom vota orice proiect de asociere care servește comunității. Și cel de la Mănești, și cel de la Zemeș, și de la Unești, oriunde. E important să țineți minte votul de azi. Votul de azi m-am explicat. Vrem ca mediul de afaceri să beneficieze de infrastructură de afaceri care se permite să facă performanță. Vorbim de infrastructură de afaceri. Fără să am nicio... Nu știu ce am. Nota, nu adresă. Deci, domnul consilier județean Necula, dispuneți dumneavoastră părerea tehnică despre notă. Că văd că cred că la asta vă referiți. Și sunt și inginer.
județean, ar putea să vină sau ori reprezentanții ADIB-ului, ori un expert care să ne clarifice și mai mult cu privire la aceste soluții. Păi, domnul consilier județean, eu repet un lucru care vi l-am spus de la început. Noi nu suntem proprietarii conductei, nu știu de ce ar trebui, eu v-am dat spre informare ca să știți. Dar să știți că eu am invitat reprezentanții firmei de proiectare, inclusiv pe domnul profesor doctor inginer Meglei, și a prezentat pe larg problematica acestei conducte în Consiliul Local, pentru că așa era firesc să prezinte acolo și nu aici. Faptul că v-am pus la dispoziție o informare este tocmai pentru a vedea despre ce este vorba. Nu neapărat pentru faptul că noi suntem parte în acest lucru. Explicațiile, ADIB sau oricare alt lucru, care suntem o asociere de 85 de localități, nu au relevanță. Relevanță au răspunderile proprietarilor, pe de-o parte, și pe de altă parte, aplicarea măsurilor care se impun pentru punerea în siguranță a conductei. Oricât mi-aș da eu cu părerea, oricât ne-am dat noi aici cu părerea, nu putem să trecem peste părerea unui specialist sau unui om care este atestat în acest domeniu și care și-a depus întreaga viață, nu prin a vorbi, ci prin a face lucruri. Da, domnul Șova, vă rog. Cu scuzele de iubare, deci aici nu este expertiză. Dar unde ați văzut-o? Nu, nu cred că ați citit corect sau cred că nu s-a făcut corect. Deci uitați-vă ca să vă citesc, că de asta nu... Probabil e și trasă în rapid. Notă privind strategia de implementare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții. Vedeți că scrie. Mai încolo. Alea sunt două adrese din înaintare care s-au fost transmise ca să vedeți care sunt note privind strategia de implementare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții promovate prin expertiza tehnică, a documentației tehnico-economice pentru măsuri necesare de intervenție faza DALI și a proiectului de urmărire specială PUS a sistemului de aducțiune cu apă pentru tronsonul Valea Uzului Grigoreni, județul Bacău. Lăsați-mă un pic tot intervenția. Deci, doar rezumatul unor documentații, care dacă vi-l aduc aici, o să rămâne surprins. Sunt vreo câteva dosare bune. Vreți să vă aduc dosarele, să vă dezbat? Nu cred că e cazul. Am făcut o informare scurtă, v-am transmis în ce bază ce a solicitat ADIB-ul, că toți suntem acționari în ADIB și asociați. Ca atare, puteți să citiți documentația, să nu ne grăbim să ne aruncăm cu faptul că nu ne-am adus documentația care vă trebuie. Asta este un rezumat. Vă rog, domnul consilier județean Necula. Domnul președinte, vă contrazic o discuție, deși toată această ședință cred că în proporție de 90% la dreptate. Vă, dacă vreți să mă aveți și pentru posteritate, nu dar vă pot spune același lucru și mai încolo. Domnul președinte, vă contrazic dintr-o anumită perspectivă. Este și treaba noastră, pentru că cetățenii din municipiul Bacău fac parte din județul Bacău, iar dumneavoastră sunteți președinte a ei. Mai mult decât atâta, suntem și acționari la compania de apă. Iar subiectul acestei ape ne interesează pe toți din județul Bacău. Avem și noi obligații, dar avem și drepturi ca și Consiliul Județean. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu vă întreb. Da. Sunt de acord cu dumneavoastră că proprietarul conductei este municipiul Bacău. De acord cu dumneavoastră. Dar atâta timp cât deja am votat o asociere de principiu, înseamnă că începe să devină și subiectul nostru. Vă mulțumesc. Da, vreau doar să vă... Nu neapărat să vorbim ce a spus. Într-adevăr, noi e obligația care avem, de asta și aveți acolo două adrese. Două adrese prin care am notificat ce obligații sunt și cum sunt, ca tocmai să știm unde suntem. Că e ADIB, că e Consiliul Județean, că este Primăria Bacău. Nu e asta ideea. Tocmai ca să aveți o imagine clară a întregului subiect. Și e un rezumat a unor studii făcute și cu soluțiile propuse. Ca să fim în cunoștință de cauză. Tocmai asta v-am arătat.
Nu am spus că nu este problema județului, că altfel nu veneam în fața noastră. Este problema tuturor, la urma urmei, că toți suntem cetățenii Bacăului. Noi am încercat să stabilim și să propunem soluții constructive pentru municipiu și pentru județul Bacău. Că la urma urmei suntem în secolul 21 și avem o problemă cu apa, nu cu ce să mai vorbim de alte proiecte futuriste. Cred că asta e principala prioritate și esența problemei de astăzi. Noi avem o problemă clară și gravă cu aducțiunea de apă și nu de acum. Ca atare, cred că într-un fel sau altul nu am susținut derobarea, ci din contră. Ne-am încărcat cu o sarcină care, într-un fel sau altul, nu ne aparține direct. Dar ne-am încărcat tocmai pentru a sprijini și a rezolva problema, nu de a arunca pe unul sau pe altul. Celelalte lucruri, eu sper să se facă lumină în acest subiect și noi ne-am adus atât ca adib, cât și ca prefectură, cât și ca, și mă refer ca instituție în decursul timpului, tot ce a depins de noi să facem lumină în acest subiect. Ca atare nu mai rămâne decât cel care este în drept să solicite pe de o parte stabilirea vinovăților și recuperarea prejudiciului, are la îndemână toate mijloacele să declanșeze tot ce înseamnă proceduri în sensul respectiv. Și aici mă refer în mod explicit municipiului Bacău. Atât am vrut să vă spun. Da, doamna consilier județean, da, doamna doctor. Domnule președinte, înțeleg că suntem la capturi diverse. Da. Aș avea o întrebare și o lămurire în același timp. Fiind președinta Comisiei de Sănătate, colegii mei din comisie m-au întrebat pe bună dreptate care au fost motivele pentru care managerul celui mai important spital județean a fost considerat că fiind câștigătorul unui concurs pe motive ilegale. Din câte știu, cei care au contestat acum și au făcut-o și atunci, la momentul examenului, și consider că am aflat că au fost împlinite toate condițiile legale la momentul examenului. Am putea fi informați care sunt motivele pentru care situația este diferită în prezent? Mulțumesc! Sigur! A fost un subiect foarte, foarte, să zic așa, mediatizat. Să știți că am căutat în toată istoria spitalului județean modalitatea de desfășurare a examenului, ați spus, nelegale. Este complicat. Nu putem să ne aferim. Cel care a făcut contestația a participat un concurs. Nu, o secundă, mi-ați oferit posibilitatea să explic acest lucru și o să o fac. Să știți că noi nu ne ferim de răspundere. Sub nicio formă. Consiliul Județean nu este organizatorul examenului. Și așa reiese și din ceea ce s-a pronunțat în instanță Curtea de Apel. Modalitatea de desfășurare a examenului stabilește Consiliul de Administrație. Nu s-a desfășurat acest examen pe modalitatea pe care a înțeles-o instanța de azi, ci prin modalitatea care s-a desfășurat de-a lungul timpului, respectiv pe ordinul Ministerului Sănătății. Eu nu sunt în măsură să comentez nicio hotărâre judecătorească, sub nicio formă. În primă instanță s-a dat câștig de cauză Consiliului de Administrație și Spitalului Județean, excluzându-ne pe noi din cauză, pentru că nu suntem organizatori. S-a desfășurat pe ordinul Ministerului Sănătății, că așa s-a desfășurat și că nu cred că s-ar fi putut desfășura pe ordinul Ministerului de Transporturi, pentru că organul de specialitate totuși și Ministerul Sănătății, ca atare, a avut un cadru normativ prin care s-a desfășurat, au participat majoritatea, adică cei care sunt și contestatari, unul dintre cei care a pierdut,
a contestat în instanță. În primă instanță a pierdut, în a doua instanță i-a dat câștig de cauză, dar a dat câștig de cauză nu în totalitate, ci a dat câștig de cauză pe normativul pe care l-am ales noi în desfășurarea noi, Consiliul de Administrație, în desfășurarea examenului, respectiv Ordinul Ministerului Sănătății. S-a considerat că Ordinul Ministerului Sănătății mai trebuia aprobat de Consiliul Județean. Cam asta este situația. Dacă dumneavoastră ați vreodată, și mă refer la colegii care sunt în Consiliul Județean, au aprobat vreodată vreun regulament de desfășurare a concursului în deliberativ, eu știu că nu. Și au mai fost concursuri la spital, doamnă. Și dumneavoastră știți că sunteți de acolo. Știți cum s-au desfășurat concursurile într-un mod în care, evident că s-a făcut la organul de specialitate referire. În țară, pentru lămuriri, în țară să știți că se desfășoară și prin normativul Ordinului Ministerului Sănătății și prin regulament adoptat în Consiliul Județean. Dar am considerat că normativul, să zicem așa, când spunem, normativul Ministerului Sănătății de specialitate și nu poate fi aprobat în Consiliul Județean, că nu este niciunul specialist pentru a desfășura concursuri. Dar am făcut și numai un pic, dacă îmi permiteți, dar am făcut și o comunicare publică din partea Consiliului Județean în care am spus că noi ne vom conforma hotărârii judecătorești, vom urma calea pe care ne-a arătat-o, vom aproba un normativ de desfășurare în cadrul Consiliului Județean aplicat prin dispoziții. Dânsii în motivare au spus în felul următor, că ar fi trebuit acel ordin să fie aprobat prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, așa cum prevede legea 95. Asta este motivarea instanței de judecată. Ori, dacă ne ducem la alt articol, o să vedeți că acolo s-a considerat de către Consiliul de Administrație că nu mai trebuie aprobat un ordin decât dacă se modifică cumva și atunci îl aprob prin dispoziție. Noi o să urmăm această cale, vom face ce este de făcut, nu reprezintă acum o problemă decât, să zic așa, speculativă. Nu neapărat de legalitatea desfășurării concursului din punct de vedere al proiectelor supuse atenției, dacă țineți foarte bine minte că și aici a fost o desfășurare mediatică de mare amploare în momentul când s-a desfășurat concursul. S-a filmat, concursul este filmat, proiectele au fost publice, s-au pus întrebările din partea celor care sunt în... Și da, e... Și la momentul organizării acestui examen, totuși, s-au luat toate măsurile de a fi corect și de a nu fi problemă. Din acest motiv am rămas surprins că... Da, eu am explicat. Este o aplicare greșită a normativului de desfășurare. Așa a considerat. Au făcut contestații acum, au făcut și la momentul organizării concursului și nu au avut câștig de cauză, ca urmare, lucrurile au mers... Ce se întâmplă, domnule? Eu vă spun un lucru. Cei care au contestat după ce au pierdut. Nu în timpul desfășurării. Pentru că era cu totul altceva dacă noi se puteau desfășura... se făcea contestație atunci, înainte de a participa. Dar acel ordin a fost respectat în tocmai asta ideea, că acel ordin de desfășurare a concursului a fost aplicat în tocmai. Tocmai, conform legii 95, legea spitale. Doar că era o prevedere potrivit căreia și care interpretativ, nu neapărat cu intenții, interpretativ, ar fi trebuit aprobată prin dispoziție, plus că se vede clar și în hotărâre, nu există calitatea de organizator al concursului la Consiliul Județean, sub nicio formă. Doamna Consilier Județean Marcica Coșa. Mulțumesc.
manager al actualului manager. Eu personal nu am să-i aduc niciun amendament, ba din contra, pentru că am fost în ultima perioadă în Spitalul Județean și într-adevăr acolo s-au făcut lucruri realizabile. Dar dacă dumneavoastră ca și președinte, ținând cont că noi totuși facem niște investiții la Spitalul Județean și așa cum ne-ați prezentat și azi în buget, sănătatea este un capitol important, totuși poate le puteți face, nu știu, o referire măcar, ca măcar comisia de concurs, părerea mea că greșeala nu este a nimănui decât a comisiei care a organizat concursul. Cei din Consiliul de Administrație, așa cum am spus dumneavoastră, care stabilesc membrii din comisia de concurs, poate ar trebui să se aplece mai mult personal. Vă mărturisesc aici că nici nu știu cine au fost membrii din comisia de concurs. Nu am fost aplicată asupra acestui subiect, dar poate, ca să nu mai ajungem, practic a fost o pată și o vânzolea în oraș, pentru că vorba aia este Spitalul Județean. Ați văzut cum s-au semnat, cum s-au dus alocările de fonduri. Ca să evităm pe viitor, poate vor fi aleși alți membri. Zic, da. Doar zic, mulțumesc. Da, vreau să vă spun un punct semnitor. Comisia de concurs este definitorie, aș desfășoară modalitatea după normativ. Ori normativul este dat de Consiliul de Administrație și nici de Consiliul Județean și nici de Comisia de Concurs. Asta vreau să fac greu. Consiliul de Administrație stabilește și plus că Consiliul de Administrație, majoritatea din Consiliul de Administrație știu normativ. Nu, dacă ni se transmitea nouă să stabilim ce anume trebuie să facem, făceam un normativ în care asta e. Bun. Eu cred că, dacă nu mă înșel... Stați un pic să vorbească domnul Șova, că totuși dânsul n-a ridicat... Aș avea o întrebare dacă, nu știu, tot vis-a-vis de concursul de la Spitalul Județean. În momentul în care, după obținerea concursului și numirea câștigătorului concursului și până la anularea concursului, dacă documentele semnate de către directorul demis, am putea spune cu ghilimele de mare, sunt lovite de nulitate sau nu? Mulțumesc. Doamna, știți, s-au luat niște angajamente în numele spitalului și pe de altă parte justiția a spus că nu este corect în... Haideți să vă spun, nu numirea este contestată, că să știți că în decizie nu s-a dat că a fost anulat, a fost anulat decizia de numire, ci modalitatea de desfășurare din punct de vedere a normativului. Nimic altceva. Ca atare, și plus că, fără să explic eu motivarea din instanță, acolo este vorba de o nulitate relativă. Dar e prea tehnică ca să putem să o explicăm noi juridic. Noi putem să explicăm orice. Dacă din personal, fără să atrag sub nicio formă, nu se pune problema nulității unor acte. Și asta nu poate să o constate nici eu, nici noastră, nici nimeni din sală, ce instanța judecată în caz de ceva. Dar nu cred că se pune problema nulității. Pentru că instanța apreciază clar ce este și ce nu este, ce a fost în neregulă și ce n-a fost în neregulă. Da, vreți să interveniți? Nu. Mai era... Da. Doar o rugăminte la dumneavoastră, dacă puteți să ne comunicați și nouă hotărârea instanței pentru a lui. Fără nicio problemă. Vă mulțumesc. Da. Bine, dacă nu mai sunt, vă doresc o zi bună.